La toți de față și viitor sănătate, ca de fiecare dată sunteți la Vreau să știu, alături de noi, tot ca de fiecare dată prietenii de la Casa Pariurilor, locul din care sperăm la final să rămâneți cu ceva. Mergem astăzi pe un tărâm senzațional și credeți-mă, chiar nu bag în ele, pe un tărâm al poeziei, al prozei, al marilor artiști, pentru că discutăm despre literatura română și nu oricum, ci o facem prin intermediul unei foste colege pe care n-am mai văzut-o de mult. Am revăzut-o doar aici puțin la muzeu, dar am fost colegi. Avem experiență, nu suntem bătrâni. Cu multă vreme în urmă, Loreta Popa, care ne va ajuta astăzi să vorbim despre Muzeul Național al Literaturii Române, acolo unde ea este PR. Să rămână Loreta și Lorena și bine ai venit. Sunt emoționat că de ani de zile, da, fost colegi. Așa sunt și eu, pentru că mă bucur. Ne-am revăzut, să rămână. Mii de mulțumiri că ai acceptat invitația noastră. Poți să o bag pe asta cu un muzeu chinuit în ultima perioadă, adică merge? Un muzeu greu încercat? Greu încercat, dar nu în ultima perioadă. Să spunem încercat pentru că undeva 2014 a trebuit să ne mutăm de acolo de unde eram, din Bulevardul Dacia, din locul pe care îl cunoștea toată lumea. Corect. Pentru că a fost retrocedată casa și ne-am mutat undeva pe la Casa Presei Libere, într-un loc unde muzeul nu putea fi vizitat. A fost o perioadă chinuită, într-adevăr, dar am avut foarte mulți prieteni care ne-au primit și ne-au ajutat să putem avea evenimente. Ce să spun, că după aceea, din fericire, am reușit să, prin intermediul domnului director Ioan Cristescu, datorită experienței pe care dumnealui o are și ți-o spun cu mâna pe inimă pentru că îl admir foarte tare, în clipa în care te duci la dumnealui cu o problemă, îți oferă 5 soluții imediat. Are experiență și am reușit să ne mutăm în două sedii, unul în Nicolae Crețulescu numărul 8, în spatele Bisericii Albe și unul în Calea Griviței 64-66 lângă Baia Grivița. Ambele se vizitează. Ambele se vizitează. Sigur că da, dar aici în Crețulescu, în spatele Bisericii Albe, este expoziția de bază, aceea pe care și tu ai vizitat-o. Da. Și e un loc totul special pentru că e o clădire veche ridicată la 1905, este absolut superbă. Ea lui Leon Mavrocordat. Leon Mavrocordat, sigur că da. Este suficient să intri pe ușă și să ridici privirea, să vezi tavanele care sunt absolut fabuloase și să înțelegi cum își dedicau acești oameni timpul pentru a crea un spațiu în care să respire altfel. Da, într-un București. Întrebarea, iartă-mă, de om bătrân și nu sunteți în pericol și aici cu vreo retrocedări? Nu, suntem în regulă aici. Cel care are casa, proprietarul, deținătorul, clădire senzațională. Da, face parte din familie și ne iubește foarte tare și are grijă să fim protejați. Deci muzeul ăsta, muzeul acesta, că suntem cu Muzeul Literaturii, nu merge muzeul ăsta. Muzeul acesta pleacă cu Perpesicius, nu? Undeva pe la 1950. Am împlinit anul trecut 65 de ani de la înființare. Deci 57. Exact. Bun. La 1 iunie. Tot așa cu niște case, adică prin Chiselev parcă a fost Chiselev, un sediu, nu? A fost sigur acasă că da. Pe la Mihai Sadoveanu, prin Zambaccian parcă pe undeva. Da, o scurtă perioadă, după care bineînțeles că acolo a primit... E cunoscut. Da. Acolo este, acolo era recunoscut. Sunt oameni care și acum, în momentul în care cineva le spune că au nu o lansare cred, acolo, de carte da. La Muzeul Național Literaturii Române, merg în Bulevardul Dacia. Ne-am trezit cu oameni care ne-au spus, bine, domnule, exact, după atâția ani, iată. Acolo era. Chiar de ziua poeziei, pe 21 martie 2017, muzeul și-a redeschis asta spațiul acesta. A fost aveați nevoie specială. De Waze, că era statuia lui Nenea. Da. Da, da? Lângă statuie, mă, vezi că e muzeu acolo și muzeu. Eu l-am prins și mă bucur că am prins, vorba ta, am prins și niște lansări de carte, da. Dar asta e situația. Au venit omul și a luat înapoi... Moștenire, adică nu poți comenta, nu ai ce să... Bun. Da, ce pot să comentez? Și ați venit aici în lumea... Bun, acum e și era Facebook-ului și așa mai departe. Lumea a aflat de schimbare, a aflat că... Sigur că da. Câți ani ați fost de nevizitat? Deci din 2014 în 2017. De nevizitat, da. Poți să dai din casă din astea? Am înțeles că erau niște depozite mai ciudățele, așa, unde au fost ținute... Era un spațiu total nepotrivit. Gândește-te că acum avem
un etaj întreg pentru patrimoniu, ceea ce înseamnă enorm. Sunt condiții care trebuie create pentru ca hârtia să rămână așa cum o știm noi, da? O anumită temperatură, o anumită umiditate. Colegele mele de la patrimoniu, colegele care lucrează în restaurare, sunt foarte atente la toate lucrurile acestea. Iar la Casa Presei Libere spațiul era ciudat, înțelege, că nu era potrivit pentru așa ceva. Și bineînțeles că nu se putea vizita, nu se puteau ține evenimente, exista așa o mică sală pentru evenimente mai mici, dar nu era potrivit. Și exista un singur lift cu care urcai, nu existau nici măcar scări, cu care ajungeai, nu vrei să știi cum arăta. Era total nepotrivit. Dar aici lucrurile stau cu totul altfel. Să nu uităm totuși că în afară de expoziția aceasta din Crețulescu, Muzeul Național al Literaturii Române are și 6 case memoriale. Absolut superbe, da? Deci Minulescu, Rebreanu, Tudor Arghezi, Anton Pan și bineînțeles că pregătim acum, lucrăm, se lucrează de zor, de fapt, la o nouă casă memorială dedicată lui Tudor Mușatescu, pentru că ne-a revenit nouă, cea din Zapa. Dar a fost mai alaltă ieri ziua dumnealui? Sau... Da, da, pe 22 februarie, sigur. Am avut iarăși un eveniment cu totul special, pe care l-a moderat Radu Băieșu. Da, regizorul Radu Băieșu, colegul nostru, care la ora asta se află într-o vizită împreună cu copiii care vizitează muzeul. M-am repetat pentru că e școala altfel în perioada asta și nu vrei să știi cum arată muzeul, e plin de copii, e viu. Deci copiii vin acolo. Sigur că da. Acum întrebarea ironică și răutăcioasă, s-au găsit bani pentru treaba asta atunci în două? Deci au existat ca să se facă? Sigur că au fost niște investiții acolo, clar, ați găsit o casă în care a funcționat altceva până sigur, atunci, sau un palat, că aia nu e casă. Da. E o... Ridicat la 1905, deci a trebuit să avem grijă cu instalația electrică, a trebuit să... Acolo a mai fost o firmă înainte de noi, din câte am înțeles, și arhitectul Constantin Goagea a fost cel care, împreună cu echipa lui, a dat o nouă față acelei clădiri și a creat acest spațiu pentru expoziția de bază. Extraordinar, a gândit extraordinar, de la parter unde se află poezia, unde Nichita, da, Tudor Arghezi, Eminescu, Avangarda cu Gelu Naum și cu urmășii și tot ce știm, la etaj unde se află mari povestitori și critici, bineînțeles, și la mansardă unde sunt toți dramaturgii. Iar mansarda a devenit un spațiu pe care îl caută majoritatea actorilor pentru că are o energie cu totul specială și când vii cu un spectacol așa în două persoane, în trei, sau chiar unul singur, one man show, one woman show, să spun așa, crede-mă, se simte. Am avut perioade în 2017, în 2018, 2019, în care pur și simplu nu mai aveam loc să aruncăm un ac în mansardă. Sau nu mai aveam loc să aruncăm un ac în grădină, pentru că aveam concerte cu Mircea Baniciu, cu Mircea Vintilă, cu tot Zoia Lecu, știi, pentru că acum îmi vin în minte și am văzut că acolo ai Phoenix în spatele tău, n-am putut. E o castă închisă, adică vin oameni specializați sau vin și din afară, ca să zic așa? Vin și din afară. Sunt foarte mulți care abia acum intră pe poarta mare a literaturii noastre și vor să-și lanseze cartea la Muzeul Național al Literaturii Române. Nu-i oprește nimeni. Pot face lucrul acesta. Evident că există un fel de sită care înseamnă de fapt domnul director, pentru că dumnealui de fiecare dată aprobă toate aceste... Scuză-mă din nou. Deci eu am o carte. Așa. Da? Să zicem că e o carte care se mulează pe, sigur, logică, sigur, nu vin cu orice tip de carte, da? Uh-huh. Și trebuie să trece printr-o sită, dar eu, dacă îndeplinesc niște condiții, absolut, da? Sigur. Pot lansa cartea mea, la Muzeul, indiferent despre ce, că e proză, că e poezie, că e așa, la Muzeul Literaturii. Sigur că da, cum să nu. Foarte tare asta. Da, în urma unor discuții pe care le-am tot avut, ne-am gândit că se cuvine ca locuitorii acestui oraș, până la urmă, pentru că e totuși o capitală, Bun București, cum era? București, oraș al poeziei, mi-a rămas, da, această sintagmă. E un spațiu atât de frumos, iar grădina noastră, care e acoperită de o parte de un
Castanimen și de partea cealaltă de un tei absolut fabulos pe care toți îl iubim, creează o intimitate aparte în nebunia asta de afară, știi? Când vii seara după o zi fierbinte, pentru că știm bine cum e asfaltul în București, mijlocul Bucureștiului, e un pic răcoare, soarele apune, e așa o atmosferă de micul Paris cum nu ți poți imagina. Și nu odată la evenimentele pe care le aveam, odată pe lună făceam concerte, pot să spun asta ca să înțelegi ce înseamnă să creezi o oază de cultură în mijlocul unui București. Oamenii veneau, se așezau pe scaune cu o oră înainte, urmăreau spectacolul și la final, pentru că m-au văzut cum împreună cu colegii mei strângem tot ceea ce trebuie, ne ajutau și strângeam scaunele și le puneam. Deci cei care au fost spectatori, cum ar da. Veni. Deci m-a impresionat de fiecare dată faptul că dacă oferi atenție, tu ca anfitrion, primești atenție. Și oamenii ăștia... Da, da. Din deci păcate. După pandemie lucrurile s-au schimbat. N-au mai fost, nu mai avem atât de multe persoane care vin la evenimente. Nu știu, ceva s-a schimbat în comportamentul oamenilor. Evenimentele sunt tot la fel de la multe. La fel, sigur, la fel de multe. Am avut zile, noi nu avem ziua culturii, noi avem zilele culturii naționale și să știi că am avut câte 10 evenimente pe zi. Din fericire, în primele două zile, lumea a fost din belșug. Tineri foarte mulți, oameni asta care sunt din marea familie a muzeului, pentru că vin la toate evenimentele, oameni în vârstă. Din păcate am și pierdut mulți, să știi, pentru că nemai venind la muzeu mi-am imaginat că nu mai sunt printre noi oameni în vârstă care erau nelipsiți de la evenimentele noastre. Dar am câștigat un public tânăr, pentru că am colege care se ocupă de ateliere pentru copii. Ți-am zis, muzeul e viu. Asta contează se ocupă enorm. De ateliere pentru copii, încearcă să le dezvolte pasiunea pentru citit, pentru lectură, pentru explorat, pentru că... Dar sincer, asta vreau să te întreb. Ei când vin acolo, se simte că sunt atrași? Adică nu întreb, adică în sensul că nu bifează doar, da? Hai să bifăm, unde mergem azi? La Muzeul Național al Literaturii. Sigur. Mergem, am bifat, ieșim de acolo, haide să mergem la MEC. Se întâmplă și asta acum, deci nu are rost să ne ascundem după deget. Se întâmplă și asta. Dar, de cele mai multe ori, sunt atrași. Pentru că au device-uri cu care să intre în contact. A fost gândită în modul acesta expoziția și pot vedea lucruri altfel decât și-ar imagina. Adică ei se așteaptă să intre într-un muzeu unde să vadă că s-a așternut praful. Ei bine, surpriză, muzeul nu arată deloc așa. Și e cu alb, adică nu este ceva cernit, așa să spui, exact cum spuneai tu, deși unele dintre exponate au vechime de 100 de ani sau de 100, pentru că ăsta e seama. Și unul dintre scopuri. Da, într-adevăr. Și avem... Au fost 300 de mii de artefacte sau câte, atât de multe, sau spun eu prostii? Nu, în patrimoniul nostru sunt 364 de mii de... Adică sunt acolo. Doamna Eugenie Oprescu, care... Și unde le depozitați acum? Că ele nu sunt toate expuse și astea. Gândește-te că atunci când spun 364 și asta tot așa. Da. Da? Adică bun, dar mai care... sunt și cărți, mai sunt și... Sigur, adică... sigur. Avem tot etajul 3 este dedicat patrimoniului, bibliotecii pe care o avem. Colegele mele nu mai prididesc pentru că să știi că sunt foarte mulți oameni care vor să doneze cărți. Și efectiv la momentul acesta e foarte dificil. Uite, și asta era o altă întrebare. Da. Cum faceți rost de... Sunt moștenitori care consideră că locul cel mai potrivit pentru a rămâne cumva vie memoria bunicului, străbunicului sau cine a fost. E important să lase Muzeului Național Literaturii Române. Efectiv. Donația înseamnă deci, donație. Știu. Nu că mă gândeam ca la casele de licitație. Știi, vii și spun, domnule, Lambda, vreau și un bănuț. Deci ei vin și donează? Da, și donează. Sunt foarte multe manuscrise absolut senzaționale. Cred că ți-am și trimis o să ne uităm, să vezi printre ele. Nu sunt sigură, dar ce pot să spun e că
pot fi văzute, pot fi cercetate, pentru că se poate face o cerere și dacă te interesează ceva cu adevărat, poți să vii și wow, asta e altă chestie tare. Da. Păi deci sunt fac o lucrare de, nu de diplomă, să mă duc, fac o lucrare de licență normal. Și nu am multă informație da, și despre dacă perpesiciu, să spunem, da? Se și face poți o veni, cerere, se face o cerere. De colega noastră de la patrimoniu constată ce are și ce nu are acolo în patrimoniu, ce e deci interesant pentru lucrarea. Și ca o bibliotecă, cum ar veni, adică mă ajuți oarecum, mult mai mult. Oarecum, da. Pentru că voi acolo aveți, nu neapărat. Crede-mă, eu nu am avut timp la dispoziție pentru că mă ocup și de evenimentele muzeului, lansările de carte, da, toate da. Cât se întâmplă, împreună cu colegele mele de aici, din Nicolae Crețulescu, mă rog. Dar am avut ocazia să intru de câteva ori în acolo, în locul acela, cu totul special, unde există condițiile despre care spuneam mai devreme, și am fost impresionată de cărțile în limba franceză pe care le-am descoperit, cărți foarte vechi, de cărți în limba engleză, de cărți în limba germană, de cărți ale noastre, absolut superbe, cu filigran, cu nu vrei să știi cum arată. Sunt absolut minunate. Și am asistat de asemenea la procesul acesta de restaurare da, a cărții, care este da. Atât de fascinant. Deci sunt colegele mele care ating cu atenție, cu mânuși, tot spațiul acela, îl curăță cu pensule, aplică niște substanțe pe care mi-e greu să le pot eticheta acum sau să-ți spun clar cu ce, dar ele au studiat chimia, adică sunt persoane care știu ce fac. Da. Le admir foarte tare, recunosc și de fiecare dată când merg acolo le mulțumesc că mă primesc, știi, cumva e un spațiu da, intim. Nu vă deranjez. Da, da. Să știi că la zilele eu, culturii noi avem zilele porților deschise, unde cei care vizitează poate merge, da? Pot fi primiți să vadă acest spectacol până la urmă, că e un spectacol, știi? E fascinant să vezi cum este. Revine la viață o pentru că o icoană veche pe care o restaurează, un manuscris care este deteriorat și rupt și să-l vezi cum este refăcut pur și simplu. Și ele de unde știu cum arăta inițial? Îți dai seama că ele știu mai multe da, decât da, mine. Da. Eu nu pot să spun, da. Știi? Dar, măi, e minunat să fii acolo și să vezi cum se întâmplă lucrurile. Se primesc și dintre acestea, nu? Adică le am, dar au fost deteriorate, adică vi le donez. Sigur că da. Nu sunt valoroase unele dintre da, ele. Da, trecute și prin două războaie mondiale sigur, sau cine știe pe unde au fost, ascunse de comuniști. Și așa mai departe. Sigur că și da. Atunci se poate întâmpla să verifici podul casei să descoperi da. Niște lucruri. Așa că, ce să spun, am un prieten foarte bun, Adrian Buga, este consultant în artă, are o firmă de consultanță în artă și se ocupa de lucrul acesta pentru Casa Regală și îmi povestea, într-unul dintre interviurile pe care i le-am luat, că la un moment dat nu mai știa cum, pe unde să scoată cămașa să folosesc această propoziție, pentru că toată lumea îl suna să-i verifice podul casei, să vadă dacă descoperă tablouri vechi, manuscrise vechi și alte lucruri. Ia sau, vezi, mă, ce mai sau pod, exact, sau un subsol. Sau, și a făcut asta o vreme și mi-a spus, n-ai idee, așa l-a descoperit pe Raul Lebel, un pictor român, care a cărui poveste pe mine m-a fascinat și mi-a dat o speranță, pentru că la 80 de ani acest om a plecat în insula Reunion și s-a căsătorit și a mai trăit până la 100 de ani și a pictat acolo și a fost fericit. Și am zis, domnule, dacă se poate să faci asta la 80 de ani, atunci dacă nimic nu e pierdut. Dacă la 80 de ani de-abia te apuci de treabă sănătos. Corect. Nu? Da. Și să mai trăiești încă 20 din liber, momentul ăla. Da? Da. Departe de mulțimea dezlănțuită. Da. Și l-a găsit în pod, efectiv, i-a da, găsit da, în pod? Într-un pod a dar găsit. Ce pod avea Nenicule? E, adică cu ce? Într-o casă veche, într-o, îți dai seama. Nu e ușor. Nu e ușor să adică mă gândesc cum trăiești momentul ăla. Știi că ai ceva valoros, uh-huh. Da? Și te duci acolo sus și descoperi un, hai nu un Eminescu, să nu ne aruncăm, dar chiar și un Arghezi sau un Sadoveanu sau un Rebreanu. Da. E cu totul special. Bun, și după aia trebuie să mai iartă-mă sufletul, să te gândești că, domne, nu-l țin eu pentru mine și pentru cinci prieteni. Absolut. Hai să-l duc să-l donez. Asta ține de caracter, dragule, ține de educație, ține de foarte multe lucruri, fără discuție. Voiam doar să-ți mărturisesc un sentiment pe care l-am trăit. Am fost la radioul nostru undeva într-un noiembrie, acum vreo 15 ani, să zic.
Și trebuia să fac un reportaj despre cum s-a înființat, mă rog, nu mai țin minte câți ani se sărbătoreau atunci. Și am fost în fonotecă, am fost în arhiva radioului și doamna de acolo, pentru că a văzut cât de fericită eram că sunt acolo, mi-a spus să închide ochii și întinde palmele. Și am ținut palmele așa și ce crezi că mi-a așezat în... Era o foiță așa de pergament pe care era scrisul lui Tudor Arghezi, care mulțumea în acel bilet Titelei Hache, doamnei Tant Radio îi se spunea, care inventase o emisiune pentru copii și le spunea povești seara. Și îi mulțumea și îi spunea că vă mulțumesc pentru că singura dată când, singura oră din zi în care copiii mei, Mițura și Baruțu, sunt cu minți, sunt ora aceea în care dumneavoastră spuneți povești. Cât de mult conta să spui povești, să lași imaginația copiilor să facă ceea ce are ea de făcut. Deci altfel nu-i potoleam, se linișteau doar în momentul ăla. Eu, din fericire, am o legătură specială cu Arghezi, pentru că am făcut liceu în zona aceea și mergeam o dată pe lună la Mărțișor. La Mărțișor. Deci eram îndrăgostită, sunt îndrăgostită de Mărțișor, pentru că nu s-a schimbat. În orice clipă ajungi la Mărțișor, ai sentimentul că de undeva poate apărea Arghezi în baston. Realmente, e așa un sentiment de bucurie că te afli acolo, de, nu știu, e o emoție cu totul specială. Și... Bun, Loreta, casele astea nu intrăm așa, în... Am zis că nu intrăm în polemică, nu e scop. Nu. Casele astea memorialele din ce se întrețin? Biletul e 5 lei la intrare. Dacă e student, pensionar și așa, sau cât e, 10 lei. Adică, știi, ne învârtim așa într-un cerc. Eu nu pot să-ți cer mai mult pentru că știu că tu nu ai fi venit la mine la banii ăștia. Eu nu pot să te ajut pe tine pentru că la banii pe care ți-i dau, mi s-a întâmplat mie. Mie personal, cum ar spune Caragiale. Mie personal la Muzeul Național din Calea Victoriei, Muzeul de Istorie, da? Care el nu mai există. Adică el există aproape săptămânal, spun lucrul ăsta, că suntem singura țară civilizată de prin partea asta de lume care nu avem un muzeu național, pentru că el se vizitează parterul și subsolul. Și atât. Ai lapidarium, tezaurul, s-a terminat. Adică istoria noastră se oprește undeva prin secolul al VII-lea maximum și mai ai... Bun. Și am intrat acolo și atunci am început, eram patru inși. Cum am venit în gașcă și la Muzeul Literaturii. Și începe. De asta sunteți ziarist, nu plătiți. Tu nu are nicio... Copilul, elev, jumate, bunii, pensionară, jumate, doar soția îți dea bani. Și atât. Dom'le, stați un pic, că noi vrem să plătim. Dom'le, nu pot să vă iau. În primul rând, că nu mi dați mie. Și începe o discuție din asta fix precum în Kafka. Eu vreau să te ajut, tu ai nevoie de banii mei, dar nu poți să-mi iei. Este un Kafka total. Vine bodyguardul, s-a întâmplat ceva, că văd că ați început să... Da, dom'le, eu vreau să dau 40 de lei, dar nu ipocrizeală. Știi, ipocrizie. Da, am înțeles. Vreau să dau 40 de lei să te ajut și tu îmi spui, n-am cum să-ți iau banii ăștia. Că uite, tu ești așa. Nu, eu tai biletele pentru ce ești. Și oricum banii nu vin la mine, zice doamna. Și atunci, știi, eu aș vrea să te ajut, adică nu pe tine, instituția. E Casa Memorială Tudor Arghezi, în Mărțișor, da? Da, sigur. Și vreau să vin și să plătesc un preț civilizat, în așa fel încât să pot să ajut instituția respectivă ca la, în momentul în care are nevoie de o recondiționare, așa, să aibă banii ăștia, nu neapărat din biletele mele, dar să o ajut. Muzeografa vine și spune, nu pot, domnul Oprișan, că e 5 lei intrarea, ăsta micu, doamna în vârstă. Hai, din fericire, la Muzeul Național Literaturii Române lucrurile stau și altfel, pentru că tu poți să cumperi o carte, poți să iei o aplicație pe care noi o avem pentru telefon și în cazul în care nu vrei să meargă un muzeograf cu tine și să-ți prezinte muzeul, asculți încă și frumos fiecare poveste a fiecărui obiect pe care muzeul de 2023, mă rog, făcut-o mult mai... Plus că sunt avem foarte multe suvenire pentru toată lumea. Lucrurile stau cu totul altfel și asta de cine ține? De director? De cine ține? Ține de domnul director, bineînțeles, și ține și de Primăria Capitalei, cea care cumva, adică ne protejează pe noi și are grijă ca toate lucrurile să fie... Protejează în același fel toate muzeele? Bine, nu știu dacă ai de unde să știi. Toate muzeele care sunt în subordinea primăriei primesc aceeași atenție. Adică nu există nimic. Și de la voi se mai bifurnică încă 6 case memoriale, cum ar veni. Sigur. Adică care sunt tot sub pălăria Muzeului Național Literaturii Române. Sigur că da.
și avem grijă de ele și slavă Domnului că lucrurile arată bine și pot fi vizitate. Colegii mei sunt muzeografii de acolo, de la casele memoriale, sunt absolut minunați și în clipa în care intri acolo, pur și simplu nu știi unde să pui toată informația pe care o primești. Da, și sunt dornițe. Sunt extraordinar, da. Crede-mă. Ei stau așa ca un dop, știi, când scoți dopul și văd oamenii intrând, dar aveți nebuni la muzeu, adică la Muzeul Național al Literaturii, adică să se vadă pe chipul cinstit, nu le da nume, să se vadă că sunt, nu știu, bolnav de Eminescu, sunt bolnav de habar n-am. Sunt. Te referi la colegi care sunt fascinați. Exact, sigur să se citească pe chipul lor că... Fără discuție. Uite, ca să te fac să râzi, noi avem evenimente zilnic. De fiecare dată e evocarea personalității unui scriitor sau poet sau ce vrei tu, da? Sau e lansare de carte, sau este un spectacol de teatru, sau cine știe, în sfârșit, un concert, nu contează. Există un motiv pentru toate acestea. Bun. Mă cred că avem tot felul de discuții după ce se termină evenimentele și pur și simplu uităm să mai plecăm acasă pentru că discutăm despre asta, discutăm despre, dar fiecare cu argumente, știi? Adică treaba despre s-a Tudor Mușatescu, bineînțeles, oficial. Dar nouă ne place discuția de la finalul unui eveniment în care începem și discutăm. Măi, dar eu l-am cunoscut, eu am stat de vorbă, eu știu cum înțelegi. Să zic eu cum era. Exact. Și din fericire, pentru că am pronunțat numele lui Radu Băieșu, n-ai cum să nu fii bucuros că te afli alături de el și să-l tragi de limbă, să folosesc această expresie și să-ți povestească, da, despre Ion Băieșu, să-ți povestească despre casă, oamenii zice, pe care i-a cunoscut de-a lungul timpului, pentru că fiind regizor, chiar a fost prieten cu fiul lui Mușatescu, pentru că știi bine că era actor. Și ne povestește tot felul. Doamne, deci este o enciclopedie ambulantă, este un om cu care n-ai cum să nu fii fericit că stai de vorbă. De asemenea, și întâlnirile acestea după ce o lansare de carte și ai, uite, de exemplu, o conferință cu Nicolae Breban, păi nu poți să pleci până nu stai de vorbă cu el și să-ți povestească, să spună, el vorbește și tare, suficient de tare ca să audă toată lumea, știi? E fascinant, e minunat, realmente. N-ai cum altfel, nu se poate altfel. Lumea vine la muzeu? Da. Vine. Sigur că da. Deci voi sunteți mulțumiți cu numărul celor care... Nu sunteți un muzeu precum Antipa, unde să poți să vii de la 3 anișori. E clar că acolo trebuie să ajungi după ce ai o... Hai să nu-i spunem pregătire, că e mult, dar trebuie Sigur. Să fii ajuns în clasa... Am avut și vizitatori la 4 da? Ani, dar astăzi, înainte să vin la tine, să știi că am avut 60 de vizitatori cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani. Albinuțe. Da. Minunați erau, deci era... Știi cum se... Exact ca un stup era muzeul când am plecat. Și sunt frumoși și mă bucur că profesoarele au această bucurie de a-i lua de mână și de a le arăta și altceva. De a-i motiva cumva, știi, să deschidă o carte. Bun, și aici să este celebra discuție și cred că putem discuta 3 zile. Sigur. Telefonul mobil da. Și sedentarismul copilului din ziua de astăzi versus Eminescu, Arghezi, Rebreanu. Am avut și un șoc, de exemplu, la Ziua Națională a Lecturii, ți-o spun, ți-o mărturisesc așa cinstit. Îmi cu mâna place pe inimă, ăsta. Da, cu mâna pe inimă. Să merg la un liceu împreună cu Emilia Popescu și Zoltan Butuc și am luat și un poet alături de noi pe Sorin Despot și să le vorbim copiilor despre importanța lecturii. Bineînțeles că noi știam, am avut surpriza anul trecut să mă duc cu o listă, să le spun ce și cum și să plec eu cu o listă cu cărți pe care să le citesc. Dar, serios? Serios, anul trecut așa mi s-a întâmplat. Doamna! Extraordinar, cu argumente, foarte convinși că ceea ce îmi spun ei și merită... Da, ai ales tu clasa aia sau nu, te-ai dus? Nu, pur și simplu m-am dus. Da? Pur și simplu. Și au fost Hai, extraordinari. Hai, mă, dă-ne speranțe că... Anul acesta, în schimb, speranțe. Am trăit experiența să mi se spună că, domnule, eu îl urăsc pe Eminescu. Și m-am blocat și am spus, ok, hai să vedem de ce îl urăși pe Eminescu. Dă-mi un motiv. De ce? Ce nu-ți place la el? Ți se pare că e cu capul în nori, că e nu știu ce nu-ți place la el. Explică-mi. Și au fost foarte cinstiți și mi-au explicat că nu le place poezia pe care o descoperă în manualul lor, că e penibil, că în sfârșit tot felul de... Adică nu avea un argument serios. Mi-am dat seama că până la urmă nu e doar părerea lui, e ceva indus. Se întâmplă pleacă altceva de la acolo. Cineva, sigur. Se propagă.
Și am încercat să le explic. Măi, dar eu după o viață tot nu l-am descoperit și după o viață am sentimentul că n-am zgâriat decât suprafața. Eminescu nu e poetul acela pe care... de care îmi vorbești, vi se vorbește, de care îmi vorbești tu acum și îmi spui că nu-ți place. Eminescu e mai mult de atât. E o stare de spirit, este omul care a schimbat fața limbii române, este omul care a pronunțat pentru prima oară cuvântul România. Despre ce vorbim până la urmă? Încearcă să citești publicistica lui, că zic, ești la o vârstă la care poți să citești un articol. Ai să descoperi cât de actual este ceea ce scrie. Și să zicem că nu e semnătura lui, că nu e data pusă, da? Citește să vezi dacă nu e același lucru pe care îl trăiești acum. Cuide de pe stradă. E, cuvânt cu cuvânt se întâmplă același lucru. E ca și cum e scris. Așa e, că mâine. Toată lumea spune că e greoi, că trebuie să-l înțelegi, că noi tremuram când ne dădea reverse dulci scânteia tot știuitoarea și ce este a tot știuitoarea și deasupra în flori de tei să-și cuture floarea și când începeai să faci la strofa aia care avea 8 versuri sau câte erau, n-am să niciodată cum împărțeam în propoziții, da. Doamne, era... Și se ducea asta de aici, aici, asta de aici, aici, adică probabil că și... Pe lângă, comparativ cu Caragiale. Oh, păi Caragiale floare, era ureche cu... Știi, probabil și din cauza asta... Se bine, poate să fie și asta cu din siguranță. Din cauza faptului că s-a schimbat societatea. S-a schimbat societatea. Părinții nu mai au aceleași priorități. Și părinții trăiesc acum calvarul acesta al lipsei serviciului sau al unui serviciu care ține de dimineață și până seara acolo și nu mai au timp de educație, dar și profesorii care, din păcate, au renunțat. La profesori treaba, că hai să ne gândim, da. Nici pe noi nu prea ne ajutau părinții. Eu am prins în 94 Nichita Stănescu, Leu, ai că tânără iubirea, ce părinte să mă ajute? Trebuie să ai un prof de român în casă. Normal. Da? Normal. Și doi, ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare, Vasile Voiculescu sau Lostriță. Ce părinte să te ajute? Și nouă ne-a picat la bac, după care a mers mai departe mai trei și la Țigănci, ce părinte să te ajute? Cu Boa Nipore, cartierul arbilor din Calcuta și cu Rabindranath Tagore. Pe bune? Adică la ce părinte? Sincer vorbind. Normal. Dacă mama tata nu-i critic literar sau ceva, un prof de română. Da, spune, să mă ajut și pe mine cu la Țigănci. Dar vezi, ne-a rămas pasiunea. Da. Te ascult și mi-aduc aminte. Păi da, cum toate astea, știi? Adică câte simboluri erau la salcâmul din Muromeți? Nu! Știi, și te duceai la părinți și spui cinstit. Să rămână, poți să-mi spui și mie câteva dintre simbolurile Tudor Bălosu versus... Și atunci erai mort, dar cred că era și faptul că tu voiai să citești, da. Și am mai spus asta, Loreta, atenție mare tot, aveai o carte la bibliotecă sau două, n-aveai mai multe moromeți. Tu erai 33 de inși în clasă. Da, corect. Și doamna tovarășa profesoară îți spunea, aveți de citit într-o lună de zile sau nu știu, în trei săptămâni. Da. Ce făceai? Părinții tăi n-aveau în casă moromeți, aveai biblioteca pentru toți, ăștia... Clasici. Absolut. N-avei. Ce făceai? Eu, din fericire, mergeam la unchiul meu care avea. Da, știi? Sau te duceai, dar trebuia să cauzi. N-aveai descărcat în PDF, normal, n-aveai apă să dau normal. Să iasă la imprimantă. Da. Și uite că se citea. Cred că și după ce contează... citeai, îți rămânea aici. Da. Da. Și făceai schițele, le știi, cu liniuță. Mm-hmm. Le făceai să-ți rămână ceva. Că cel mai bine pământeni avea, era atâta, două bucăți. Era 1000 de pagini. N-aveai cum să ții minte tot, cu Matilda și cu... Asta clar. Dar le notai. Da, și îți făceai acum... fișe. Îmi amintesc că aveam niște fișe foarte bine făcute. Realmente, n-aveai cum să nu ții minte ceva după ce terminai de... De tine făcute. Absolut, normal. Nu terminasești... Păi tu citeai literatura, de acolo, tu știi, știi ce și facultatea cum, de litere la bibliograf, la bibliograf, absolut. Bibliografie. Eu am, apropo că te-am auzit vorbind de bibliotecă, trebuie să-ți mărturisesc chestia asta. Cred că eram în clasa a patra și m-am dus la bibliotecă. Ne rugase să împrumutăm o carte învățătoarea noastră, știi? Nu știu care era, nu mi-aduc aminte care era ideea. Dar am luat Legendele Olimpului. Țin minte și acum, era o Zeii carte... Zeii și eroi, exact. De la 8 la 88 de ani, Alexandru toate, Mitru. Iliada, Odiseea, Eneida, da. Era coperta gri, avea o chestie aurie pe ea, n-am deschis-o, am ținut-o, am dat-o înapoi după o lună. Ai citit-o? Da. Și cine e cu tare? N-am știut să-i răspund, m-a întrebat un zeu, îți dai seama. Ia-o, citește. I-am dus-o înapoi după o lună, necitită. Și tot așa, până la finalul clasei a patra. Și în clasa a patra, când am văzut eu că... Zic, hai să mă uit și eu peste ea. Pe nerăsuflate am citit-o. Era prima carte, una dintre primele cărți ale copilăriei. O am și acum, am plătit-o, înțelegi?
și n-am renunțat la ea, o știu pe de rost. Atunci m-am îndrăgostit de carte și de atunci am început să citesc și nu mi-a scăpat, nu mi-au scăpat multe, pentru că îmi plăcea să intru în atmosfera aceea, îmi plăcea să aveam la un moment dat în minte, îmi făceam un fel de distribuție pe cine văd în rolul personajul ăla, respectiv, cine îmi imaginez. Deci imaginația mi-a fost dezvoltată prin intermediul cititului extraordinar de tare. Și nu știu, citeam cu lanterna sub pătură. Țin minte că odată aveam o mică veioză și mi-a căzut în timp ce am adormit cu cartea în mână. Și pur și simplu becul ăla a intrat în chestia de la pat, în tăblia aceea de la pat, care era făcută dintr-un, nu știu, rumeguș, ceva și s-a aprins. Mai. Sau și uite așa, încet, până m-am trezit din cauza fumului și îți dai seama ce periculos era. Sperit, da. După care mă prindeau dimineața la geam citind, știi? Că, ce să mai spun? Citesc cu oamenii? Hai să nu spunem oamenii, că oamenii e copiii mai citesc acum. Pot să spun că am văzut copii care citesc, am văzut copii care nu citesc. Da, am corect. Văzut-o pe fiica mea care a descoperit o trilogie, Roșu de Rubin, Verde de Smaral și Albastru de Safir, pe care pe care a citit-o, să spunem, trilogia, da, să fac acordul așa, rapid. Nu a lăsat acele cărți din mână. Și după care a mai descoperit nu știu ce scriitor care a impresionat-o și încet, încet a prins-o microbul. Sunt copii pe care îi prinde, sunt copii pe care nu îi prinde acest microb. Până la urmă, cred că ține și de, exact cum spuneai tu, și de tine. Nu știu dar cum să spun. Dar tu nu ești un muzeu care să-l atragă atât de mult de mic. Adică el se duce la Antipa, vede acolo ceva, da, se duce la muzeul CFR, vede acolo trenulețul pe dioramă, îi dă drumul și merge, sau se duce la muzeul tehnic și, exact. Știi, și așa mai departe. Mai vede acolo la tine la muzeu, da, mă refer. Da, da. Știi? Nu e, nu-l poți atrage printr-un manuscris și atunci trebuie să găsești tot felul de năzbâtii, cum spuneai tu. Da, să luăm o aplicație, să luăm o căscuță, să luăm o... Avem un audioghid creat special pentru copii în limbajul lor, da, să le fie mult mai ușor. Avem un audioghid pentru adulți, avem pentru adolescenți, ne-am gândit la toate categoriile de vârstă. Colegele mele s-au gândit și au făcut un audioghid și pentru în limbajul în Braille. Foarte interesant, da, realmente, da. Și pentru cei care vor să descopere astfel muzeul, pentru că să știi că avem poeți care sunt într-o asemenea situație și scriu poezie extraordinară și de bună calitate. Și avem, cum îți spuneam, acele ateliere pentru copii care sunt, să zic, 7, 8, 9, 10 ani. Și sunt jocuri pe care colega mea care se ocupă de aceste ateliere le face cu ei, le ascunde câte un indiciu undeva după un tablou care este în expoziția de bază sau undeva, eu știu, după o carte, după o statuie, după eu știu ceva. Și astfel descoperă lucrurile acestea. Corect. Dar ce era ăla în spatele căruia era ascuns indiciu? Da, pe tabloul reprezintă pe, știi, sau acolo ce era? Era un manuscris din cartea cu tare. Și așa poți să motivezi un copil. Corect. Să descopere niște lucruri, știi? În partea asta alaltă ce vedem? În partea asta altă, în calea Griviței. Da. Se poate vizita, ai sigur, spus, da? Sigur. La parter sunt sălile de expoziție, deci din două în două săptămâni sau cum să spun, lunar, oricum programul este făcut pentru 2 ani de acum înainte, există artiști care vor să aibă expoziție la noi. Sunt tablouri absolut minunate ale unor artiști contemporani. Am avut, dacă stau să mă gândesc bine, acum încercam să-mi aduc aminte care este expoziția care a avut cel mai mare succes. Corect. Și să știi că una dintre ele a fost expoziția de stampe japoneze, care a stat și foarte mult. Stai așa, stai, am început, de unde stampele? Cine le-a sau cine le are? Sau voi? Nu. Ele aparținau unui avocat al cărui nume îmi scapă acum și nu vreau să mă fac de râs, că da, sigur. Bun. Că da. Care există așa ceva, deci un colecționar de stampe japoneze? Absolut fascinante, deci vreau să spun nu, că nu știam, tot parterul din calea Griviței. Și unde le ținea?
Le are acasă. Bun. Bun. Omul știe ce face și, cum să spun, este foarte atent la modul în care sunt expuse, foarte atent la atmosferă, la lumina care este pusă pe stampe. Îți spun, se simte, apropo de lumina din ochi, de pasiunea, știi, a cuiva, de nebunia. De nebunia, dacă găsești. Mă deranjează că nu mi-amintesc cum se numește acum, dar să nu se ducă la om peste om acasă, să-l lasă mai bine așa. Mai bine așa. E un domn avocat pasionat de... Absolut înnebunit după stampele japoneze și ce mi s-a părut extraordinar la acea expoziție, pe lângă ceea ce am văzut, exista un salon pe care să știi că n-am cum să nu admir colegele mele pentru asta, le-a venit ideea să vopsească tot un roșu și acolo să fie stampele și tot ceea ce aveau cumva mai altfel. Un pic mai erotic, să spun așa. Și mi s-a părut foarte interesant. Deci locul acela era cumva separat de tot asta, pentru că există stampe japoneze dedicate erotismului. Minunate. Deci am stat și le-am privit și nu venea să cred câtă delicatețe în a prezenta o imagine atât de intimă, știi? Japonezii sunt un alt fel de popor. Părerea mea e că mai ales după lumea vine acolo. Bun, aici suntem în centru, suntem în spatele unei biserici cunoscute, e mai ușor de ajuns. Uh-huh. Și în Griviței la fel. Și calea Griviței la fel. Am văzut că lumea vine și la Teatrul Dramaturgilor, care se află în aceeași clădire, dar și la noi. E foarte interesant să știi, pentru că lumea vine. Chiar lumea vine. Mă întrebam, zic, cum reușesc oamenii ăștia să, eu știu, să caute, să vadă unde se află calea Griviței, pentru că știi cum e. Dom'le, calea Griviței, dar unde? E lungă, da. Știi? Și mare. Și... Dar acum și voi îi ajutați, pentru că eu am intrat zilele astea pe așa. Acolo și se vede. Se vede, sigur. Că ești cu Google Maps sau cu ce ești, te duci, adică ții un punct de reper, ok, nu știu exact unde este, îmi spui că este lângă baie, bun, nu știu unde e baia, dar mă gândesc, dom'le, am pe colț, aha, plec din Berzei, fac dreapta, de acolo mai am 100 de metri, găsești. Mai ești... e ceva, totuși, scrie mare de tot Muzeul Național Literaturii Române și Teatrul Dramaturgilor. Adică deci n-ai cum vizibil. Să ratezi, știi? Da, da, și bine, se luminează și noaptea, adică nu e chiar... Să zic, în momentul în care vine cineva și vorbește despre un muzeu că e viu, bucuria e de două ori mai mare. Muzeul Național de Istorie din 2006 are 17 ani de când e semi-închis. Semi-închis. Da? Muzeul CFR se află la linia cu numărul 14 pe tricou, cum zic eu, în gară. O intrare non-imerești niciodată, doar dacă vrei să te duci acolo. Au fost ceva probleme că nu exista un muzeograf specializat și așa mai departe. Cred că are una dintre cele mai mari diorame sau cum se cheamă chestiunile alea, unde copilași, în momentul în care le dai drumul la trenuleț, am mai spus-o, ei rămân așa o oră, nu se mișcă. Trenul ăla intră, iese și așa mai departe. Muzeul Tehnic, Muzeul Național care Tehnic Dimitrie Leonida, nu știi, azi poate să fie mâine și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care vin, am avut aici pe fratele nostru, domnul Popescu, fratele nostru, însemnând că omul a investit proprii bani pentru a face muzeul fotbalului. Este un muzeu particular. Numai un nebun poate să înceapă să facă un muzeu al sportului, al fotbalului, în Gabroveni, așa în centrul istoric, ca oamenii să vină acolo. Adică în momentul în care oamenii vin și spun, dom'le, la mine e un muzeu viu, vin oamenii, trăim, respirăm, mai organizăm câte ceva, n-ai cum să nu te bucuri, versus, bă, cred că tehnicul îl închid, pentru că aparține de electrica, electrica nu are obiect de activitate păstorirea de muzee. O să râzi. Și atunci, sau am vrut să-ți fac o surpriză astăzi. Și să-ți arăt ce înseamnă un muzeu viu, să-ți arăt ce înseamnă o recunoaștere internațională a faptului că muzeul nostru este viu și că, uite, are, să spun așa, succes până la urmă, că și asta e un succes, știi? Când ai vizitatori continuu, e primul succes, e un flux constant, da, și extraordinar. Noaptea muzeului, nu vrei să știi ce se întâmplă la noi acolo. E minunat. Bine, nu pentru că e intrare, că nu există bilet la intrare, ci pentru că oamenii își doresc să vină să vadă, știi, cât mai mult și cât mai... Dar am vrut, cum spuneam mai devreme, că m-am pierdut în cuvinte, să-ți fac o surpriză și să vin cu premiul Oscar, dacă vrei să-i spun așa, cu ghilimele de rigoare,
care este acordat muzeelor. Este vorba de premiul DASA pe care Muzeul Național Literaturii Române l-a primit pentru expoziția de aici din Nicolae Crețulescu și pentru cea pe care are la Casa Memorială Anton Pan. Pentru viziune și pentru modul în care am știut să punem punctul pe I Anton în ceea ce privește... Anton Pan, care e mormântat undeva la Udriște, acolo mai sus un pic, nu? Acolo este Casa Memorială, acolo chiar pe strada memorială. Anton Pan. Bun. Numărul 20. E o casă absolut superbă, minunată. Este singura pe care a avut-o și a... Despre care nu prea se vorbește, despre Anton Pan în general nu prea vorbim. Da, în clipa în care intri la muzeu, nu știu dacă mai ții minte, în Crețulescu, chiar de la intrare te... Aveți și Antimi Vireanu, parcă, mi-aduc aminte. Da. Adică... Inclusiv scrisoarea lui Neașu, cu IPAC, dau de știre. Da, domniei voastre, cu IPEC. IPEC, exact. Da, e bine că... Da, să știi că a fost o recunoaștere. În clipa în care am aflat că am luat premiul acesta, eram cu toții, nu știam la ce să ne așteptăm, cum o să fie. Trebuia ca să mulțumiți cuiva, știți cum e, ca la ceremoniile de... Sigur, da, vreau să mulțumesc familiei mele. Atunci l-am văzut pe domnul director tremurând cu adevărat un picuț, fericit emoționat și emoționat, pentru că a fost ca și cum a luat premiul Oscar realmente. A fost o bucurie, pentru că e o recompensă a muncii noastre de-a lungul acestor ani, pentru că nu e ușor să știi să creezi o echipă care să aibă asemenea rezultate și iată, faptul că oamenii vin tot timpul la noi e mare lucru. Ce aveți? Mi-aduc aminte, aveți La Steaua în original? La Steaua, sau ce? La Steaua, da, parcă. Da. Și vreau să spun că este atât de frumos să asculți vocea și... actorului care recită La Steaua și să o și vezi, pentru că e un holodeck, este un aparat special acolo. E un sentiment cu totul aparte. Chiar tu ai vreun artefact pe care îl iubești cel mai mult? Eu? Ceva, da, tu. Adică să spui, uite, nu știu, un top, să spui, uite, scrisoarea lui Neacșu, nu, că am ceva la care țin mai mult sau ceva... O să râzi, dar să știi că nu e vorba de un artefact, este vorba de manuscrisele lui Eminescu, la care a lucrat Perpesicius. Și am descoperit cu totul întâmplător la unul dintre evenimente, în timp ce ascultam, nu știu ce mi-a venit să răsfoiesc acele manuscrise. Și la un moment dat am descoperit scrisul lui Eminescu, în care se spunea foarte clar: 4 cămăși, 2 gulere, 2 prosoape, 4 batiste, 2 izmene. Era lista pe care o dădea pentru a-și duce hainele la spălat. Și atât de tare m-a impresionat. Foarte. Și cum este, măi, să vezi acolo scris de mâna lui, cum își făcea listă. Deci omul nu era cu capul în nord, da? Încă un exemplu, da? Omul știa clar ce face. Era foarte atent. Deci el își dădea lucrurile, hainele și la spălat. Și mai jos erau 3 versuri scrise, da? Deci despre ce vorbim? După izmene. Da. Deci... Deci era muritor, fabulos, muritor, geniul fabulos, ăla. Fabulos, realmente. Și cum ar fi titlul ăsta, știi, asta? Șoc, 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 Eminescu își dădea și el izmenele la spălat. Și exact cum ai spus tu, după care încă 3 versuri. Încă 3 versuri. Senzațională treaba asta. Da, da. Mi-a plăcut foarte tare și am spus, uite, domnule, unul dintre nebunii frumoși a fost și Perpesicius, pentru că numai un nebun care îl iubea pe Eminescu atât de tare. Manuscrisele astea le mai aveai, în afară de La Steaua. La Academia Română sunt toate. Atât. Mm-hmm. Aici la voi nu. Noi avem... La Steaua. Da. De da, mai sunt, ei, avem și noi. Avem și noi câteva. Și avem... adică se pot vedea toate cele pe care le avem, că sunt expuse. Dar cele mai multe sunt la Academie, într-adevăr. Ele nu pot fi vizitate. Și nici nu cred că... Trebuie în condiții, da. Da, vorbim, sunt niște reguli, realmente sunt niște vorbim reguli de 1880, da? Da. Sunt 145 de ani aproape. E greu de crezut, știi, că poți să o iei așa, să o... Ia, dă și mie puțin să, să o mai citesc. Pentru că vorbeam de nebuni și de pasionați, de oameni care se îndrăgostesc și nu pot să reprime iubirea pe care o simt. Trebuie să-ți mărturisesc lucrul acesta. La muzeu am adoptat, să spun așa, de curând o pasionată de Eminescu, o pasionată de România, e vorba de Amita Boss,
pentru că am creat așa o vitrină chiar în rotonda unde se află Eminescu, unde sunt versurile lui gândite așa frumos de Constantin Goagea. Și Carmen Mușat Coman, care a înființat editura cu Nunt de Stele special pentru a aduce la lumină toată munca Mitei Boss aici în, la noi în țară, ne-a adus acolo un toc, un manuscris, o carte, carnetul de... de la Uniunea Scriitorilor, nu mai știu ce se află acolo, că n-am stat să urmăresc așa, să pot să spun acum. Ideea e că această femeie a venit în România, s-a îndrăgostit de Eminescu, l-a tradus în bengali, l-a făcut cunoscut celor de acolo, care în clipa în care i-au auzit versurile au spus, wow, dar cine e poetul acela? Cu siguranță este indian, pentru că poezia tradusă era Cete Legend, da? Vai, câtă comuniune cu natura, ce frumos, extraordinar, cine este? Și atunci ea le-a spus că este vorba de un român. Foarte tare, da? Și asta. Și a venit, a vizitat România, cum îți spuneam, s-a întors în India. Și după o anumită vreme și-a dat seama că ea nu mai poate trăi fără Eminescu și fără România. A renunțat, pentru că făcea parte dintr-o familie bogată, la tot ce avea. A divorțat și a venit aici și a devenit profesoară la universitate. A înghețat de frig, da, i-au făcut studenții un capot din monton ca să-i țină de cal și a purta mănuși, da, aici, într-un apartament de la noi din București. Era luată de acasă de studenți când era iarnă și condus așa încet să nu alunece, aveau grijă de ea, da? Și atât de multă dragoste a pus în tot ceea ce a făcut, încât a primit această dragoste înapoi de la studenții ei. Și mie mi se pare că extraordinar nu e numai faptul că cea care a fost studentă fac cacofonii peste cacofonii, dar atât de dragă mi este povestea asta încât nu știu cum să mă exprim mai clar, încât a donat muzeului această vitrină cu obiecte care au aparținut Amitei Boss și de fiecare dată observ că oamenii întreabă, dom'le, dar cine e? Ce-i cu ea? Și povestea, uite așa, ajunge la cât mai mulți oameni. Ce interesant este că după atâția ani de când Amita Boss nu mai este, după atâția ani, iată, sunt, cred că 13 ani, aproape 14 de când a fost înființată această editură, continuă să scoată cărți, deci cât a putut să muncească această femeie aici, nici nu-ți imaginezi, dar Carmen Mușat Coman acum predă Româna studenților de acolo, pentru că a fost invitată. Serios? În Calcuta, da? În orașul din care venea Amita Boss și a vizitat Calcuta după atâta vreme, deci a reușit să vadă ceea ce altă dată îi povestea profesoara ei. Și mi se pare că s-a creat așa, știi, o punte între cele două culturi și faptul că ea acum are studenți cărora le vorbește despre limba română și despre literatura română în același timp, mi se pare absolut senzațional. Bun, dar mi-ai ridicat acum, fără să vrei, o minge la fileu, e sus de tot, ea trebuie numai pleznită. 15 ianuarie a fost acum o lună și jumătate, corect? Da, da. Nu discut despre ceea ce s-a întâmplat la Botoșan sau la Iași, pentru că nu am cunoștință sau ceea ce se întâmplă, vorbim despre București. Casa în care s-a iubit cu Veronica Micle, cea de pe Buzești, nu mai există, mai rămăsese o plăcuță, nu mai știm nimic. Mm-hmm. Casa din care a fost hotelul sau unde era Baia Mitrașevski, actualul hotel, a fost deveni hotel, nu scrie nimic și așa mai departe. Locurile prin care el a trecut, nu știu, la unde stătea, la biserica, la Caimata și așa mai departe, nicăieri. Mergem mai departe. Habar n-am, locurile prin care l-a trecut, inclusiv la sanatoriul lui Suțu, da? La Suțu acolo, scrie că a decedat pe 16 iunie. Așa este, placa de acolo este și bun. Noi nu facem nimic, nu vorbesc despre muzeu. Adică în ce sens mi-i ridica mingea la fileu? Vine cineva din India, da, face nebunia asta. Bun, e un caz special, să spunem, sigur, da? Sigur, sigur. Iar nouă ne-ar trebui așa, 4 șuruburi, obor mașină de mână, adică nu de priză, și o plăcuță. Absolut. Și cineva care să aibă bunăvoința, există nebunul ăla frumos care merge printr-o București și așa mai departe, și să spunem, bănuiesc că cineva din străinătate ar făcut din asta cu turul lui Eminescu o chestie de lua și banii și rămâneai și cu ceva. Te ducea cu o mașinuță, te plima, nu știu. Sunt de acord cu tine. Da? Dar mă gândesc, adică, în afară să... Voi nici nu puteți face și sunteți mici în sensul că, da,
Eu trec în fiecare zi pe lângă plăcuța care amintește în piața Amzei că acolo a fost locul în care a stat la Ion Slavici. Da. În fiecare zi trec pe acolo. Da. Și sunt mă opresc câteva. Și privesc. Știi? Sunt câteva. Una cu unde a lucrat la Timpul, mm-hmm. asta pe strada Sanatoriu, da, unde da, e cu 16 iunie, că nu putem stabili dacă e 15 noaptea sau 16 dimineața, dar sunt... De bine. Și nu vorbim numai de Eminescu, asta e clar, pentru că nu l-am numai pe Eminescu. Da? Și contează să le predai și copiilor lucrul ăsta și să le spui treburile astea, că el poate trecând exact cum spui tu în fiecare zi pe acolo, poate se oprește, poate întreabă, poate nu știu, poate vine la Muzeul Literaturii sau afle de... Da, dacă nu există deschidere. Adică bănesc că îți trebuie o bucățică de perete. Acum nici nu mai trebuie să scrii că au apărut astea cu QR codul. Te duci, scanezi și îți afișează toată povestea. Fără discuție, ți-am zis, noi de aceea am creat și aplicația. Scanezi și imediat afli povestea obiectului, știi? Apropo de gadgeturi, de astea n-ai venit cu mâna goală? N-am venit. Ai venit cu niște pozuțe, nu? Am venit, da. Pozuțe pe care trebuie să ni le explici, adică noi să nu ne uităm. Sunt niște poze făcute la... Da, le-am făcut chiar eu, așa că să nu adică avem copyright. Deranjeze. Da, avem copyright. Sunt ale mele, nicio sunt problemă. Sunt ale Loretei, avem copyright pe ele. Hai să ne uităm un pic la pozuțe. Da, uite, asta e o poveste pe care trebuie să ți-o împărtășesc. Este un evantai care... Ia-ne încet, că astea sunt cele mai frumoase. Da, deci acest evantai a aparținut lui Alice Botez, care l-a dăruit Muzeului Național Literaturii Române, a aparținut stră bunicii ei, care l-a cunoscut pe Vasile Alexandrii. Uite, e semnătura jos acolo, nu? Și i-a scris un poem pe evantai absolut superb și, într-adevăr, n-ai cum să nu fii fascinat de așa ceva, pentru că din ceea ce am înțeles, înainte vreme, modul în care țineai evantaiul spunea foarte multe, știi? Adică dacă voiai să vorbești cu cineva, țineai evantaiul într-un anumit fel, dacă voiai serios, să... Serios, era. Deci o limbă pe care femeile au creat-o în timp pentru a putea să comunice, înțelegi? Deci dacă voiau să semnalizeze cumva că sunt deranjate... Deci asta cui a aparținut? A aparținut străbunicii lui Alice Botez, care l-a cunoscut pe Vasile Alexandru. Și i-au dat o dedicație frumos pe hap, da, pe evantai. Da. Deci ăla este semnătura în original. Da, este dintre lemn de palisandru și cutia este din mutase. E cutia lui, da, cum ar e veni. Cutia lui, sigur că da. Și să știi că a fost recondiționat și el și arată foarte bine la momentul acesta. Vezi, uite, noi acum rockerii dau autografe pe tricou. Da? Hai să dăm timpul cu 100 și ceva de ani în urmă, da? Da. Și uite, se dădeau pe evantai. Da. Și chiar și domnul... Da, bine, el face parte într-o categorie specială, pentru că de obicei știi cum se spune, un scriitor, un poet moare de foame, da? Da. Ei bine, Vasile Alexandrii n-a murit de foame, a făcut parte dintr-o familie înstărită și chiar și... misiunile sale în străinătate au fost bine recompensate pentru că a fost diplomat de carieră și știm bine ce... Vorba ta, și cutie era nemătase pe vremea, adică nu prea cred că exista cutie de lemn. Exista probabil, dar... Deci ăsta are undeva la 100... Nu știu anul în care... Alexandrie 1890, cred, anul morții. Din păcate, da. Deci are 130 de ani ușor, da? Are. Și dacă mai coborâm un picuț, că poate nu n-o fi semnat în... Sper să nu greșesc, dar cred că Alexandrie 1890. Dar mă rog, contează că e bine conservat, nu că bine, e foarte bine conservat. Mm-hmm. Dar mă gândesc cum e munca asta, știi, să lucrezi, să refaci un evantai cu semnătura lui Alexandrie. Da, e... Adică noi pe asta am văzut-o doar în cărți sau în pozuțe și tu ai ocazia, știi, lucrând aici, chițibușind la el... Să vezi semnătura și să știi că vorba ta înainte uite vreme... Uite cum arată acel lemn, da? Uite da, cum este... Aici. Da. Că putea fi făcut foarte simplu. Da, normal, nu. Și-o fi versul mieroa. Și noruie tot din mătase. Dar scrie în curând ceva cu plouă sau ploaie sau mă rog. Da, îmi pare foarte rău, dar îți promit că-ți trimit întreaga poezie pentru că o am. Ai scris o poezie pe tot... fiecare? Sigur că da. Gata, țipisem și n-am fost atent. Bun. O să-ți trimit poezia că o am și promit că ți-o trimit. Stai că acum sună altfel, deci el era și un picuț gagicar așa și încerca să... Era iubit de femei. Am înțeles.
Ia uitați-vă la domnul... Bă, gata, mi-am schimbat părerea. Aici asta sunt... e Nea Tudorică, exact, și cu Zdreanță bănuiesc, exact, nu? Exact, sigur că da. Exact acolo la Mărțișor, de da, unde spuneam că oricând... Unde este poate... și mormântul. Da, da, e încă un caz special, știi? Este mormântat chiar în curtea casei în care a locuit, împreună cu soția Parascheva și cu Mițura Arghezi. El pișichier așa la viața dumnealui? A avut o viață fabuloasă, realmente. Deci, e adevărat. Da, am oscilat astăzi dacă să-ți aduc Regina și frontul, da, sau rămână, să-ți uite, aduc albumul. Sper să nu bată în el, nu știu cum să-l țin, să nu... am văzut pozuțele, îi povesteam Loretei, da, la Muzeul Național Militar. Avem și acolo vorbit să vină cineva să... Extraordinar. Bun, și acum le-am și informat, le-am văzut acolo mare și le-am și informat să rămână. Și ce mai puteai să-mi aduci? Voiam să-ți aduc albumul cu fotografiile lui Eli Lothar, care a fost fiul lui Tudor, da, Arghezi, un fotograf recunoscut și iubit în Franța. Și realmente, dar am preferat, nu știu să de rămână, ce să-ți aduc, da, acesta, dar... Aici ce avem? Avem țigări... Sigur, deci sunt hârtii pentru țigarete, da, și bineînțeles cutia în care ținea tutunul și cutia de chibrituri ale lui Tudor Arghezi cu, ce să spun, îmi pare rău că nu poți să miroși cutia, ca să vezi, da, că, da, încă păstrează acel miros. Dacă mergi la Mărțișor, acolo vei, da, descoperi mult mai multe lucruri. Înmormântarea lui este una dintre cele trei transmise de pe vremea comunismului la televizor. Maria Tănase, uh-huh, Andruța Ceaușescu și Tudor Arghezi. Și Tudor Arghezi, da. Să nu uităm, el... a avut o viață fabuloasă. Pentru cei care nu știu, chiar vă rog să-l căutați și să vedeți prin câte a trecut de-a lungul el timpului. Mai mult stătea vis-a-vis, la Văcărești, la mănăstire, mai de, la închisoare, de multe ori, nu? A mai fost și acolo, da, e adevărat, dar... Basca asta pe cap tot timpul. Genial, este genial. Este incredibil și cu ochelarii ăștia și cu... De la Mițura Arghezi, pot să spun, cu care am fost prietenă și m-a chemat tot, wow, timpul să scriu articole, pentru că îmi spunea că nu mă interesează pe nimeni cultura și că să mă duc eu, că mie îmi place și că... Da, da, așa spunea, că nu mă interesează. Așa îmi spunea, bine, da. Păi nu vine nimeni la Mărțișor și știu că tu vrei să vii, vino. Și mă duceam de fiecare dată când mă chema. Era o femeie cu totul specială, la vârsta pe care o avea, vreau să spun că ea încă mai conducea mașina, da, da, și pur și simplu era o mână foarte. Deci ea și-a dorit ca acest loc să fie iubit, să fie vizitat și oamenii să înțeleagă cu adevărat cine a fost tatăl ei. Și atunci când a devenit actriță, pentru că ea a fost actriță, da, deși a început și-a dorit... să studieze artele frumoase, bineînțeles, și chiar avem la muzeu câteva picturi de ale ei. Dar până la urmă s-a îndrăgostit de teatru și și-a dorit să facă teatru și tatăl ei a fost foarte direct cu ea și i-a spus foarte clar că dacă nu ai susținerea unui regizor în spate, ca actriță o să-i fie foarte, foarte rău. Dar nu s-a dat bătută și și-a urmat visul și a devenit actriță. Și să nu uităm Titanic Vars, rolul care... Apropo de Mușatescu. Sigur că da, da. Deci acolo așa a făcut spus, un rol extraordinar. Fata, tati, dacă, da, n-ai un regizor, da, în spate. Da, 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 i-a spus că e o lume care nu iar e. Arghezi cunoștea. Slavă Domnului. Da, adică nu era din altă lume, nu era paralel. Și asta le găsim acolo, da, deci da, la muzeu. Da, sunt la noi în Crețulescu numărul 8. Hârtie de țigaretă lux. Îți dai seama. Da. Hai să mai vedem. Wow. Da. Aici toc, sugativă și cu papier, e un vine. Astea sunt foarte, cum să spun, foarte bine întreținute și arată senzațional. Mai ții minte că și noi aveam sugativă cum pe vremuri. Minunat. Cu sistemul ăla de-l puneai, mm-hmm, pac, 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 mm-hmm, pac, așa ca, mm-hmm, o... Sigur că da. Mai este ceva acolo... printre cele pe care ți le-am adus. Eu cred că sunt câteva fotografii și cu cele patru cămăși și, da, ce ți-am arătat, deci eu. Deci ăsta este un vinea. Da, e un vinea. Hai să mai vedem. Uite. Vai! Deci ăsta este Eminescu Eminescu. Da. Șase cămăși, patru ismene. Uitați-vă câte batiste avea, da? Da, da. Nouă batiste, da. Restul
4 ciorapi și 9 gulere. Dacă erau alea care s-atașau... Sigur că da. Deci mi-am dorit să vezi asta pentru că... Da, este contrar a ceea ce se spune despre el, pentru că neavând bani umbla cu haine ponosite. Sau, mă rog, depinde în ce perioadă a vieții. Dar să nu uităm că în același timp își scotea pantofii din picioare și îi dădea unuia care avea mai multă nevoie. Și el mergea mai departe de sculți, da? Adică cam asta făcea el. Omul era clar din arfil, cum ar spune acum tinerii din ziua de azi. Da. Câtă vreme spui trăiască nația suscudența. Da. Nu știu cum să spun. Să te saluți așa. Da, să te saluți să așa. Să te saluți așa. Da. Deci omul avea în el, înăuntru, nu îl învățase cineva, nu îl forța cineva. Da. Putea spune, hai, salut, noroc, bună ziua. Trăiască nația. Suscudența. Dar și tu erai obligat, știi, păi să-i răspunzi, că altfel se uita ciudat la tine. Sigur. Știi când îi răspundezi, ce ai mă de vorbești așa? Foarte tare, deci asta cred că ar trebui... Uite, astea s-a miercuri 6 septembrie. Da. 4 cămăși de zi. De zi. 3 cămeșe de noapte, 2 cămeșe, un prosop, 5 ciorapi, 2 batiste. Asta el le trimitea la spălătorie. Da, și își făcea liste. Există undeva anotat acolo și datoriile pe care le avea. Nu le-am găsit în timp util ca să pot să ți le arăt, dar există. Deci avea grijă să nu rămână niciodată dator și să dea înapoi ceea ce a luat. Iată, încet, încet poți să-ți imaginezi ce fel de om era. N-am să o uit niciodată. Eram la Jurnalul Național și lucram la ediția de colecție dedicată Doinei și lui Ion Aldea Teodorovici. Da. Și eram într-o hală 22 de oameni. Da? Hala mică, spuneam, care se ocupa de edițiile de colecție. Și am auzit cioc-cioc în ușă. Îți dai seama, cu televizorul dat la maximum, 22 de oameni care lucrau, calculatoare deschise, era în nebunie. Și când zic că am auzit, impropriu spus că am auzit, bun, s-a deschis ușa și și-a făcut apariția așa un cap. Cine crezi că era? Grigore Vieru, care venise să ne aducă un articol pentru ediția de colecție, în care a scris din amintirile pe care le avea cu cei doi. Mai, în clipa în care a intrat, toți am lăsat tot ce făceam, nu ne-a mai interesat nimic. Și am vorbit cu el și era atât de fericit că e acolo, dar era atâta modestie în omul acesta. Nici nu știu cum să ți-l descriu. Cert este că am făcut atunci singurul interviu cu el, împreună cu colega mea, Daniela Șontică, ne-a oferit Marius Tucă biroul lui și a spus stați aici și luați interviu aici. Și atunci l-am auzit pe Grigore Vieru spunându-mi cum l-a descoperit pe Eminescu prin publicistica lui. Și mi-am dat seama cât de mult contează să încerci măcar, ok, nu-l descoperi de-a lungul timpului, dar să încerci măcar să zgârii, cum spuneam, suprafața și să știi cine a fost și omul acesta. Era greu perioada aia peste sigur că să da, cauți, să sigur în română, că da. Să găsești. Să-ți spun ce mi-a zis și n-am să uit niciodată, pentru că iată, am intrat în postul Paștelui. Mi-a zis așa, mama mea nu avea unde să sfințească bucatele de Paște. Și aveam cozonac, aveam un roșii și ea le sfințea în noaptea de înviere, în zgomotul clopotelor de la biserica de peste Prut. Atât de tare m-a emoționat când mi-a spus lucrul acesta. Cum, îți dai seama ce credință era acolo? Dacă tu puteai să sfințești bucatele în sunetul clopotelor de peste Prut, ce să spun mai mult de atât? Corect. Și el mi-a povestit despre Eminescu și despre modul în care l-a descoperit astfel. Probabil că nici azi, la 130 de ani de la moartea lui, tot nu știm totul despre el. Adică descoperim despre asta, n-aveam idee și asta se găsesc în original. Știi ce am mai făcut? Am ieșit cu ceea ce muzeul are în patrimoniu, am ieșit în mall. Avem expoziții pe panouri. Și anul trecut țin minte că era februarie și fiind luna iubirii ne-am gândit să aducem mai aproape cuplurile din literatură și bineînțeles că n-a lipsit nici Eminescu și Veronica și am încercat așa să le facem cunoscut oamenilor și să știi că am reușit să ne găsim public și acolo în mall unde toată lumea trece și nimeni nu are timp. Ori ei bine, film, oamenii se opresc, oamenii citesc, oamenii descoperă.
încă un public pe care l-am luat alături de noi, l-am câștigat cumva în felul acesta, să știi. E o idee pe care a avut-o colega mea, Gabriela Toma, și tot timpul știu, am asistat la lupta ei cu noi, pentru că nu înțelegeam ce se dorește unde de la noi. Să ajungi, exact. Da, unde... Ea a avut o viziune. Și ce vrei cu asta? Și anul acesta, iată, la distanță de un an, avem o altă expoziție, de data aceasta cu personaje din cărți. Și mi s-a întâmplat următorul lucru, că vorbeam de cărți. Nu, da. Hai că noi citim, la noi nu e o problemă. Dar m-am descoperit, m-am văzut cumva din afară, că am luat Simon, zic, despre cine să scriu? Și am scris despre Cela Serghi și Cartea Mironei. Și am luat cartea, zic, să-mi aleg două citate, să scriu povestea asta. Am dat pagina, nici nu știu când am ajuns la finalul cărții. Și am citit-o pe nerăsuflate, am descoperit, redescoperit cartea și o limbă română de care mi-era dor. Deci atât de frumos e scrisă cartea aceea. Și vreau să spun că m-a bucurat să descoper oameni care au vizitat expoziția în mall, au făcut fotografii și m-au tăguit pe Facebook și mi-au spus, uite, am găsit ce ai scris despre Mirona și colegele tale, hai despre ceilalți. Hai să-ți mai zic una tare, apropo de că, uite, da, e legătura perfectă din chestia asta. Dacă îi dai omului, el duce. La gardul ăla acolo al Academiei Române, dar partea aia de la centru, din centru civic, deci de vis-a-vis de unde nu prea ai curaj să treci seara, pentru că este, cum ar veni vis-a-vis de Palatul Parlamentului, da, și începe o porțiune mai ciudățică acolo, lăsată în paragină și așa mai departe. Și este gardul ăla care este pe Bulevardul Libertății, sau cum îi zice ăla, și care începe să urce încet așa spre Marriott, cum ar veni. Dar pe partea opusă Palatului Parlamentului. Da. N-ai curaj să treci știu pe acolo, ce știi? Vorbești, da. Așa, da? Și am mai văzut-o și la Palatul Suțu, aici în București, făcută la fel. Pe gard. Da, expuse și scris. Constantin Mavrocordat, este domnitorul român care a avut zeci... Oamenii se opresc acolo. În primul rând că nu este un loc, nu e un vad, n-ai vad acolo, mă gândesc că dacă alea, dar oamenii se opresc. Da. Și exact cum spui tu, apropo de poză, am auzit la cineva care îi făcea poză pe gard, poze de pe gard de acolo, și o trimitea cuiva și îl întreba, ce e asta, mă, ia zi? El fiind acolo în față, știi? Ia zi, mă, ce e asta? Și ăla îi spunea de acolo, cred că este Biserica Sfântul Anton, piața Anton, una dintre primele poze făcute, deci așa mai departe. Iată. Da? Deci uite, dacă îi dai într-un loc neumblat, nu trece nimeni pe partea aia. Tu te plimbi pe aici, dacă e pe lângă gardul Palatului Parlamentului, și urci înspre Marriott. Pe partea altă, nici nu prea ai unde să te duci, da? Da. Deși acolo este... Din câte știu, clădirea Academiei, așa este, nu? Da. Bun, e o zonă ciudățică, n-am mai apucat Ceaușescu să o facă, da? Dar e acolo. Și oamenii, la fel la Palatul Suțu, se opresc oamenii și se uită, ce e asta? Era o expoziție cu cei fără de casă sau săptămâna trecută sau ceva, în Gara de Nord, oamenii se uită. Punele, exact cum ați venit voi cu ideea de mall. Da. Dom'le, unde e traficul mare? Da. Și am avut prietenii, iarăși, Nichita Stănescu și nu mai țin minte cu cine, pe cine au ales din câți prieteni a avut, pentru că, apropo de Nichita, printre fotografii există și un aparat foto Smena. Da. Pentru că el era un colecționar, uite-l. Wow. Se află în posesia muzeului și să știi că... Am avut acasă. Bumbuluțul ăla roșu acolo care se vede, era autodeclanșatorul ăsta, timerul de la avem, îl dă de aici, făcea și tot timpul ăsta te așezai. Să știi că el era mare colecționar de monede și... Și avem poze făcute de Nichita Stănescu, adică nu voi. Nu știu să-ți spun. Că dacă avea aparatul foto... Era... deci când vorbesc de Nichita, pur și simplu, știi că am avut ocazia să-l văd, cred că aveam 13 ani, eram pe stradă și de la spate l-am văzut mergând și l-am recunoscut pentru că eu urmăream sâmbăta emisiunea lui Tudor Vornicu și el avea mereu intervenții sâmbăta. Aia faimoasă cu Catrenul, exact. Dacă ar fi să scriu un Catren despre atunci Eminescu, cu exact, Grigorescu. Măi, și mi-a rămas imaginea lui. Și l-am cu totul altfel în suflet, știi? Da. Și de fiecare deci dată când vorbesc despre... Deci asta a stat la gâtul despre... Nichita Stănescu, aparatul acesta, foto. Exact. Faimosul Smena. Și să știi că și în piața Amzei există plăcuța care marchează locul în care a avut apartamentul și nădăjduiesc, nu știu când se va întâmpla lucrul acesta, dar Dora ne-a dat nouă, mă rog, Muzeului Național Literaturii Române,
mobila Bonanza, care era în sufragerie, și domnul director își dorește foarte tare să amenajeze o cameră în care să intri și să simți că acolo e Nikita. Și există, știi? La voi, da, la Muzeul Literaturii Mobila? Da, da. Încă se lucrează, să știi, încercăm să amenajăm. Avem etajul 2 care se... Acum de mulțumitului să ia darul. Ați avea nevoie și de un spațiu mai mare? Acum nu... Îți dai seama că n-ai cum să spui că nu-ți dorește așa ceva, pentru că până la urmă oricine își dorește să aibă... Știi ce se întâmplă? Am reușit să creăm un hub cultural acolo și mie mi se pare extraordinar, pentru că le ai pe toate. Adică ai proiecții de film, ai spectacole de teatru, ai expoziții, da? Ai lansări de carte, ai conferințe, ai colocvii, ai festival internațional de poezie, ai de toate. Efectiv, concerte, muzică, poezie, de fiecare dată. Corect. Absolut toate lucrurile, tot ceea ce înseamnă cultură. Dar vezi, și uite și lucrurile astea, da, atrag, pentru că de obicei te gândești, Nikita Stănescu, ai un stilou, da? Și niște manuscrise, ce-i putea să ai? Și un autograf de la el, sau exact cum spui, o listă de cumpărături. Așa este. Dar uite, ți apare și, știi, nu mă gândeam. Bun, la Eminescu e clar că ai un toc. Ia, uite, da, mai avem de la Sadoveanu un joc de șah absolut senzațional cu răzeșii și turcii, da? Sunt micile piese de șah, sunt sculptate în așa fel. Sunt poze cu el, imagini cu el jucând șah, adică da, probabil era chiar pasionat. Da, era pasionat, într-adevăr. Le avea cu răzeși și cu turci? Da, o să-ți trimit, pentru că o am și ți-o trimit, nu știu de ce n-am apucat să ți-o trimit, dar e absolut senzațională, mai e o ceșcuță din care bea cafea și tot la noi la muzeu, pe care o poți vedea. Uite, dacă alte vii. Chestii da, inedite, da, da. Știi? Sunt lucruri pe care le poți vedea. Pe lângă faptul că descoperi slova acestor scriitori, că până la urmă manuscrisul este important, știi? De aceea suntem un muzeu al literaturii române. Da, corect. Descoperi slova celui care scria. Da? Ion Creangă, să vezi ce frumos scria, nici nu-ți poți imagina. Din punct de vedere caligrafic vorbești. Sigur că da, sigur că da. Și limba română pe care o folosea. Îți sare în ochi, n-ai cum să nu... Faptul că s-au păstrat până la voi e o chestie interesantă, sigur. Da? Vorbim, o repet a 10-a oară, de chestii petrecute, scrise acum 140-150 de ani, da? Da, da. Și faptul că s-au păstrat până la voi într-o țară ca a noastră, pentru că da, în Anglia sau poate în Franța n-ar fi atât de greu de crezut că s-au păstrat. Mai facem ceva apropo de... Primim studenți, internship... și am avut anul trecut o studentă din Franța, absolut minunată, care atunci când a venit nu știa la ce să se aștepte și când a plecat, a plecat plângând pentru că s-a atașat atât de tare de noi și noi de ea în același timp. Deci ea franceză de la mama ei. Da, da, da. Din Bretania. Foarte pasionată de tot ceea ce a descoperit aici la muzeul nostru și mi-a spus următorul lucru, că în Franța nu a avut această posibilitate, această șansă de a descoperi cărți atât de vechi. Și am dus-o în patrimoniu și am arătat și a fost uluită când au ce cărți vechi franțuzești avem. Există acolo. Da, da, da. Și m-a tulburat așa când am văzut-o cât e de fericită. Zic, uite, mă, zic, vezi? Și a plecat altfel. Duce cumva exact, în schimbă Franța. Percepția exact, francezilor. Da, da. Și lucrarea ei de... Ea acolo vorbește, ok, nu pe un spațiu întins. Absolut. Nu tot hexagonul, dar da, din gură în gură povestește. Și să că știi că s-a îndrăgostit de așa tot ceea ce înseamnă România. S-a îndrăgostit de modul în care oamenii se poartă unii cu alții. I-a plăcut foarte tare la noi și am spus, măi, dar cum? Că uite ce se spune despre da, noi. Că fugiți de România nu, cât puteți. Și mi-a spus, nu este adevărat. Aici, în România, mă simt mult mai în siguranță decât în Franța, acasă la mine. Păi și mi s-a părut extraordinar. Să spună asta și acolo. Da, adică asta da, e... da. Dar de unde atât de multe cărți în Franța? Grație apropierii și cu Micu da, Paris? Sigur și cu... că da, sigur că da, da. Pentru că astea cu manuscrisele poeților noștri și a prozatorilor, e clar că e da, logic totuși să le ai. Există da, o zi a francofonie până la urmă, da, se apropie da, cu pași repezi, care arată că totuși între noi și Franța există o legătură puternică. Și nu uita, și în Caragia le ai limba da, franceză la îndemână, adică și studiile corect, se făceau la Paris, nu uita ce s-a întâmplat da, în 1848 până la urmă, că acolo... De acolo a pornit flama. S-a aprins fitilul. Da. Mai avem pozuțe? Cred că da, cred că mai sunt câteva.
Da, mașina de scris care a aparținut lui Camil Petrescu. Și să știi că poți să fii cât de atent vrei, tot se mai găsește câte un copil care să apese. Să apese. Am prins și noi astea cu bandă. Sigur. Faimoasa bandă, o scoteai, o băgai pe acolo. Să știi că am ales în mod special să-ți aduc această fotografie. Am avut acasă, avea 23 de kilograme una din asta. Pentru că nu voi uita mașina de scris a lui Florin Condurățean. Da, nimeni nu are cum să o uite. Și de aia nimeni cum nu cum să o are, să o uite și... Mi-aduc aminte în cap cât mi-a aici în dreapta stătea și cât mi-a bingănit. Există o întâmplare pe care, dacă îmi dai voi, o să-ți povestesc cu Florin Condurățeanu. Eram, cum spuneam, în hala mică, 22 de oameni acolo, fiecare care în era hala lui. Mică? Aia de la deci, intrare? La etajul 8, da. Unde era Jurnalul Național, da. Era biroul lui Marius Tucă, urma o hală mare, da. Unde erau... Unde fusese Sport 21, acolo fusese... Așa, exact, ai acolo. Dreptate. Da. Și imediat după scările care duceau la etajul 9, da. Era hala mică. Gata, o știu. Deci, micuță. Da. Acum e o sală de ședințe, am fost și am vizitat-o în ianuarie. Da? Da. De acolo arată foarte bine. A cui? O sală de ședințe a... Habar n-am ce acolo, nici nu m-a interesat. Am intrat, am văzut și am plecat. Chiar Bun. Nu m-a interesat. Ce vreau să spun este că eram cu toții adânciți în cercetările noastre, că nu era ușor să faci ediție de colecție, știi cum e? Să dai telefoane, să întrebi, să vezi pe cine găsești, să... În sfârșit, soțul, că nu e așa la lintă, după cum știe toată lumea, era cu picioarele pe birou, citea ziarul și la un moment dat se deschide ușa și intră Marius Tucă. Noi, ale noastre, am ridicat o privire, ne-am uitat la el, el s-a uitat la noi, liniște și pace, s-a întors cu spatele și a ieșit. La care noi, măi, dar ce-a vrut să spună cu asta? La care Țuțu, cum îl știi, mi se pare că a fost cât se poate de clar. Am râs, eram... A fost cât se poate de clar, bă. Ce n-ați înțeles? Eram cu televizorul dat la maximum pentru că ne punea să luăm pulsul societății. Da, tot timpul nu exista. Nu exista și n-am să oi niciodată. Toate interviurile pe care le-am luat când eram în birou, pentru că foloseam reportofonul, știi cum era, se aplica. Da, era o altă tehnică pe vremea aia. Aveau vocea lui pe fundal. Și n-am să uit pe dragă Olteanu Matei, care m-a rugat să-i transmit sănătate și să-i spun că s-a simțit ca și cum i-a luat el interviul și nu eu. Că se auze să-i acolo spui cum, din partea mea chestia asta. Da. Da, și care s-a ținut de cuvânt după ce am făcut ediția de colecție cu promoția de aur și am sărbătorit la Capșa. Să știi că ne-a trimis cozona făcut de ea. A fost... Serios? Da, așa da, v-a da, promis acolo? Da. Că mai mamă o să vă trimit cozona făcut de mine? Da. Deci n-am cuvinte să spun. Am bucuria asta personală că atunci când această promoție care a terminat în 1956, din care făceau parte Gheorghe Cozorici, Amza Pelea, e faimoasă Victor poză. Benjiuc, sigur e o că faimoasă da, poză, George da. Constantin, Silviu Stănculescu, Sanda Toma, că nu știu, sunt toți acolo. Da. Această promoție a fost sărbătorită la Capșa în 2006. Deci când se împlineau 50 de ani. Și am fost acolo și i-am avut cu mulți aproape, ei, cu mulți care încă mai erau. Da. Sanda Toma încă trăia. Draga Olteanu Matei. Mițura Arghezi a fost și ea, pentru că și ea a făcut parte din această promoție. Mircea Albulescu a fost. Da. Deci Dumitru Rucăreanu, adică de vreau titi. Să spun... Ce... Jucător imens, Neatiti Lucăreanu. Da. Deci asta este... Mașina de scris a lui Camil Petrescu. Camil Petrescu. Da. Posibil ca la ea să se fi scris... Îți dai seama că nu știu. Era clar că nu mai scriau cu tocul. Da, corect, da. Dar te poți îndrăgosti și de o mașină de scris. N-ai cum. Am avut una exact așa acasă, grea de nebuneai. Nu puteai să o ridici. Prima. Groasă. A lui Țuțu deja era mai modernă, că o avea pe aia mică verde, așa, cu culoarea aia, da, brotăcel. Da, da. Brotăcel, exact. Nu? Brotăcelul. Da. Marița, nu știu cum îi zicea, era din asta mai... Dacă apă, nu mai ți dădea o poreclă, nu te iubea suficient de tare. Exact. Dacă n-aveai cozonăcel sau zacuscuță, exact. Depinde ce consumasești sau ce îți plăcea cel mai... Ție cum îți zicea? Mie îmi zicea bucovinuța. Pentru că a zis că semăn cu Bucovina, că sunt așa cu dealuri, cu câmpii și... și pentru că nu știa... Nu mă ducea mintea nu te Bucovinuța. Mintea. Așa, Bucovinuțo. Ia mai zi-mă Bucovinuțo. Ne-a prins ce cu zacuscă ce... și cu cozonac. Și ne-a rămas mie și colegul meu cu cozonăcel, cozonăcuță și zacuscuță. Ai văzut? La revedere! Mai!
Foarte tare, Dumnezeu să-l ierte. Este o cutie în care păstra tutunul. Aici este un aparat de stins țigările. Și aici este un cup papie din Fildeș. Wow. Care au aparținut lui Eugen Lovinescu. După cum știm, el a avut celebrul cenaclu zburătorul, da. Să nu uităm lucrul acesta, și un critic care adora și ideea de creație, adică un critic poate și crea. Da, înțelegi? Nu numai să omoare pe exact. Care creează. Și ceea ce a lăsat el a fost prețuit. Bine, alții l-au mâncat, asta e clar. Să folosim limbajul acesta, da. Că mi-ai spus că nu e nevoie să vorbim academic. Da. Și totuși, el a lăsat ceva în urma lui, acest cenacul pe care care s-a oprit la un moment dat după ce el n-a mai fost, dar pe care l-a reluat Monica Lovinescu, da? În apartamentul care era chiar vis-a-vis de Facultatea de Drept, după cum știm bine, și care a fost menținut așa până la plecarea ei la Paris, în exil, după cum știm foarte când bine. Se săturase, da. Deci ăsta era de stins. Da, de stins, se vede sigur că da. Că e utilizat aici. De stins. Da, deci se gândeau la toate înainte vreme, după cum vezi. Oamenii erau, vezi, marea majoritate avea, ca să facem acordul, vorba ta, o țigărușă. Da. Era o boemie, era acum... Aveau și timp să facă treburile absolut. Astea. Să știi că am întâlnit când am vrut să, când am, m-am oprit în expoziție să-ți fac 2-3 fotografii, am descoperit câte călimări avem. Pentru că e una din aluminiu, nu, din alamă, e una din piatră, e una din sticlă, deci avem nenumărate. Aparținând unor scriitori, bineînțeles, da. Sigur că da. Una dintre ele a lui Vasile Voiculescu, sunt și altele. Dar m-a uimit lucrul acesta, știi? Deci ei încă mai scriau cu, da, cu da. Toc și călimare, uh-huh. Pentru că Vasile Voiculescu e un pic mai încoace, nu? E post-belic, nu? Dragul meu, să nu uităm că el a ieșit din închisoare, da. Și a mai trăit foarte puțin timp după rugăla prins, da? Da, vezi, astea poveste... s-au prezentat. Uite, de exemplu, 94. Eu mi-aduc aminte 94, că e anul Bacului. Da. Da? Și noi studiam asta între 12, adică la 18 ani, în care vârstă la care poți să-ți dai seama. Nu ni se povesteau treburile astea. Așa. Eu despre Voiculescu în pușcărie și problemele pe care le-am avut am aflat târziu, încoace, când se terminaseră și așa mai departe. Da? Nici eu n-am știut să știi. Tu găseai un autor, ce a vrut ăsta să spună cu Lostrița sau cu astea și nu înțelegeai. Se vorbise foarte puțin în anii aceia. Ok, era și la primii ani după Revoluție. Și de Eliade nu știai. Nu vorbim despre publicul ăla, casta aia, cum zic eu, închisă, care știa despre. Care vorbim știa, despre sigur, cei sigur. Cărora le dădeai o operă și după aia le dădeai examen de bacalaureat din ea. Dragul meu, eu n-am învățat altfel... la școală nici de regii noștri, dar nici de regina Maria. Da, eu am avut noroc să am o bunică de la care am aflat. Da. Pentru că alminter habar n-aș fi avut. Multe dintre pozele acestea le-am văzut în 2000... 15 încoace. Da, da. Adică imagini cu Regina Maria pe front și așa mai departe. Găseai una, două și atât. Da. Dar îmite astea. Dar nu știu, acum lumea o să întrebe. Bun, mă, și te ajută la ceva că ai avut călimara lui. Îl înțelege altfel. Deci ei până și ăsta de tăiat scrisorele era din Fildeș. Absolut. Lucrurile erau gândite într-un anumit mod, știi? Am avut, apropo de asta, am avut, pentru că suntem în... luna iubirii încă, e ultima zi. Da, e ultima zi a lunii iubirii. Vreau să spun următorul lucru. Am avut o întâlnire de dragobete în care domnul profesor Paul Cernat ne-a vorbit despre romanele de dragoste care, culmea, au apărut fix în același an. Câteva romane importante de dragoste din literatura noastră care au apărut în 1933. Și mie mi s-a părut extraordinar că vorbea despre Adela, vorbea despre Cartea Nunții, vorbea despre... Într-o perioadă grea istoriei noastre. Sigur că da. Dar ce s-a întâmplat? De ce atunci au apărut toate aceste romane? Și vreau să spun că la un moment dat m-a distrat că mi-am dat seama câtă dreptate avea, pentru că atunci când mergeai la bibliotecă, de exemplu, și voiai să împrumuți Răscoala, întotdeauna când deschideai cartea și aruncai pe masă, vedeai că ea se deschide exact la momentul la care se desfășoară violul. Da. Da? Deci toți elevii citeau numai pe zona aceea, știi? Da. Așa era.
N-am să uit niciodată asta. Și eu am găsit la bibliotecă. Poc, exact. Se deschide. Da, da. Și de ce s-au scris cărțile astea exact atunci, în perioada aceea? Și a mai fost încă o discuție legată și de faptul că, de exemplu, Garabeti Brăileanu, care a scris Adela, da? A scris-o, a apărut cartea și peste 2 ani el nu mai era. Adică a scris-o cumva după experiența de viață, da. Și a adunat acolo întreaga poezia vieții lui, dacă vrei așa, pentru că și acolo e un sâmbure de adevăr, că din câte am aflat, povestea a existat în, da, realitate. Și pe care nici azi nu știm cum să-l scriem, adică dacă ai Garabeti Brăileanu, știi, dacă e Garabet I. Brăileanu. Ce-mi place cum le despici. Știi, da, nu tot timpul așa, sau cum îl scriem. Da. Știi? Da. Garabet Ibrăileanu. Este foarte clar. Mie nu mi se pare nimic. Știi, poate fi, da, pentru că poate fi I. Brăileanu. Garabet Ion Brăileanu, știi? Apropo de asta, cred că unul dintre invitații tăi ar trebui să fie neapărat Eugen Cristea, pentru că și el face exact cum faci tu, despică firul. Da, firul. Exact. Și la una dintre emisiunile la care l-am avut invitat, i-am tot spus eu mai înainte vreme, măi, zic, rolul potrivit pentru tine, Iago, ești perfect. Da, da. Perfect. Și ce a făcut? În metrou a căutat piesa, a găsit acolo monologul și când zice, mă lași pe mine să încep primul, zic, te rog. Și a început să-mi citească monologul Iago, da, în limba engleză. Și eu n-am știut ce vrea la început. Zic, ce vreau să spun? Și când mi-am dat seama de fapt ce este, m-am luat așa cu mâinile de cap și m-am bumnit râs. Am vrut să-ți fac o surpriză, să vezi că ți-am urmat sfatul. Și zic, și am greșit, și se potrivește perfect. Și la un moment dat a făcut același lucru ca tine cu Garabeti Brăileanu și mi-a spus, ia, go! Mi s-a părut senzațional. Zic, uite, mă, ia, zice, go! Exact. Da, corect. Așa mai că avem ceva, Bozuțe? Hai să vedem. Oh. Da, aici avem, dragul meu, este o verighetă, care e din aur, care aparține lui Victor Ion Popa. Și mai avem două verighete ale lui Macedonski. Și nu dacă cred. Vezi, da, tu știi cum sunt foarte, foarte fine, foarte subțiri, foarte... Îți imaginezi cam ce mână le-a purtat, știi? Da, da. Asta, apropo de ce spuneai, că, da, cu ce te ajută. Îți imaginezi ce mână le-a purtat, da, și cum scria acea mână, da? Până la urmă. Da. Aici este parafa lui Vasile Voiculescu. Avea parafă? Sigur că da. Sigur că da. Dar uite cum era făcută, știi, da, exact, da, ce spuneai, da, și tu, că putea să fie ceva simplu. Sigur. Nu trebuia să mai fie cu floricele și Am avut șansa să iau un interviu fiicei lui, Gabriela Defur Voiculescu. A fost o întâlnire pe care n-am uitat-o niciodată și mi-a rămas cumva în suflet, pentru că exact în noaptea de dinainte de a mă întâlni cu ea, eu îl știam pe Voiculescu așa, în haina aceea, frumos, da, cu barbă. Da, foarte. Dar nu știam cum arăta bătrân, pentru că n-am avut acces la fotografii. Da. Și mi-a apărut așa în vis un bărbat cu o haină albă, un halat, nu știu ce era, în visul meu, și cu pletele albe și cu barbă, și mi-a spus, negreșit să vii mâine, te aștept. Și când am intrat, de sus până jos, pe ușă, era o fotografie cu Vasile Voiculescu, așa cum l-am văzut, și i-am spus și mi-a zis, da, ce tata mai face de astea. Măi, deci a fost ceva care m-a tulburat, zic, vezi? Tata mai face, da, dintre, deci, astea. Să există, până la urmă, și legături pe care nu le putem vedea. Și mie mi s-a demonstrat lucrul acesta, știi? Deci nu văsem niciodată fotografia cu el, nu știam cum arăta bătrân. Și am văzut atunci și mi-am chinuit dat seama. Rău, săracu. Sigur că chinuit. Da, sigur. Și mi-a povestit modul în care întotdeauna ajuta oamenii, pentru că el era un doctor fără de argint, după cum știi, niciodată nu voia să ia, da, nimic. Și cât de mult iubea fiecare ființă care era pe pământ în clipa aceea cu el. Și știm bine povestea cu geamul spart, pe care n-a vrut să-l repare nimeni, pentru că acolo își făcuse cuibul în păianjă. Și povestea unui șoricel, tot așa. Deci, cât de multă credință avea omul acesta.
Eu îl ador. Pentru mine Vasile Voiculescu a rămas așa, știi? Da, o icoană. O icoană, exact o icoană, să știi. O icoană. Și să nu uităm, una dintre cărțile pe care le-aș recomanda oricând, oricui, e Zahei Orb. Neapărat. Aia e senzațional. Da. Dacă n-aveți, cum să spun eu, nimic altceva de făcut, vă sfătuiesc să puneți mâna pe Zahei Orb și să vedeți o carte care pune punctul pe i și pune lumina pe lucrurile care chiar contează. Ia uite aici. Ei, aici Pensnes, a lui Eugen Lovinescu, despre care vorbeam și mai devreme. Dar cum îi stăteau pe... Dragul meu, este un... Da, e un fel de arc, arc. Exact, da. Exact. Da, oricum, cred că este magie. Dacă îmi dai voie să spun așa. Uite-te puțin cum era șurubelul acolo. Da. Și cât de fine erau lucrate lucrurile astea. Total de acord cu tine. Și am stat, mi-am imaginat la un moment dat, m-am uitat la el cu foarte mare atenție. Și am zis, măi, cum putea să stea? Zic, pentru că eu mă uit, că eu port ochelari, da. Deci mi-e foarte greu și... Și să încerci să lucrezi, să concepi, că aici, sigur, e ideea, da, știi, da. Să nu-ți cadă, da. Să nu-ți cadă de pe nas, că așa, da, să ne mai... Un arc, așa să ne mai... Da, și cum era, cum arăta nasul, știi, da. Când... Ca așa să ne jucăm... Mamă, uite, nu mi-a venit ideea să-l întreb pe Claudiu Blânț asta, pentru că știu că el a avut o pereche de ochelari de genul acesta, însă m-a rănit din dragoste de viață, cred. Da. Dacă nu, cumva... Cum stau ei aici? Exact, clar că e exact. Precum un arc e dintr-un material, că altfel n-avea cum. Mm-hmm. Sigur că ca da. Să le păstreze cineva, să-i păstreze cineva în așa fel încât să nu se spargă... Aici e ideea, că așa, dacă mi l-a dus fermat... Avem... El... În patrimoniul nostru se află inclusiv costumul de academician al lui Mihail Sadoveanu, pe care l-am scos odată și l-am prezentat publicului vizitator timp de o lună, cred. A fost obiectul lunii, ca și am spus. A fost extraordinar, toată lumea venea să-l vadă, știi? Fix și asta cu... am pățit eu cu mantie, paltonul împușcat al lui Nicolae Iorga. L-am văzut expus, da, la muzeul București, la faimosul Palat Suțu. Da, Suțu, ca să avem grijă că nu e Suțu, dar acolo pe gard este Suțu, adică n-ai cum să greșești. Și era într-o cutie chestie așa, un paralipiped, nu știu cum se zic, de sticlă. Și dai seama, tu știind el cum a fost împușcat, dar nevăzând niciodată, în afară de imaginea aia bărbos și așa și la strejnic acolo în pădure trântit pe jos, când am ajuns în față te blochezi, adică nu mai respiri găurit, știi, și cu urmele așa și cu sânge. Da. Cunoscând toată povestea, știind cum a fost luat și respir. Pe sus și asasinat. Și soția spunându-i, Nicule, să-ți iei izmenele pe tine, să nu-ți fie frig. Da? Pentru că era noiembrie sau ce era. A spus, Nicule, ia-ți izmenele pe tine. Și este extraordinar, realmente. Da. N-ai cum să nu fii emoționat când te afli în fața unui asemenea obiect. Dar te blochezi. Știi, până atunci muzeul senzațional, adică fiind vorba despre Muzeul Bucureștiului, aveau păstrate bucăți de lemn cu care era pavat podul Mogoșoaie și așa mai departe. Și te uite, e actul lui Vlad Țepeș, în care, în septembrie 1459, actul de certificatul de naștere în care... Și treci, e o istorie a duelului cu deodată, cu Lahovar, cu poc! Exact. Este așa că sunt pete de sânge și e gaură ciuruită, adică se vede și când te duci jos și vezi, acesta este par de paltonul purtat, hop, știi? Da. Probabil că așa e și la voi aici, mergi și vezi la un moment dat, știi, noi un toc, o cutare, pac, vezi aparatul foto al Nichita Stănescu. Da. Deci el făcea poze, da, pentru că era 1980, adică smena ăla funcționa. Absolut. Apropo de Nicolae Iorga, are un citat pe care îl dau tot timpul ca exemplu, pentru că spune, tu vii cu lumina în turn și vrei să-ți mulțumească liliecii. Mi se pare genial, adică pe mine m-a ajutat să trec prin multe perioade pentru că... A fost la Casa Memorială din Văleni și ne-a dus în muzeograva și ne povestea și noi rămăsesem cu gurile căscate și la un moment dat a tăcut, s-a uitat așa la mine, m-a speriat atunci și zice, stați pe locul regelui Carol. Și eu zic, ce am făcut? Eu am crezut că... Exact așa. Dumnezeu, probabil, nu trăise imagine, dar probabil că a fost o fotografie sau ceva. Mm-hmm. Și exact asta reacția mă... Deci în timp ce vorbea, și aici este camera în care Iorga... Stați pe locul regelui Carol al II-lea. Wow. Și așa ce am...
Sorumna, ce am făcut, zic? Și mi-a spus, nu, acolo stătea când el îl medita. Nicolae Iorga îi dădea meditații și exact, probabil că dumneai văzuse-o, știi? Mm-hmm. Dar așa cum să zic, în firul povestii, la, 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 stai pe locul. Vezi ce mult contează să fii muzeograf specializat și să prezinți omului exact. Da. Apropo și de pasiunea de care îmi vorbeai, exact. Da? Așa cum fac colegii mei la casele memoriale, da? Corect, dăm și din astea ca să știi. Da, eu recunosc că de aceea mi-am și notat și de aceea eu mă ocup de evenimente și în expoziție intru mai rar, știi? Dar ți-am zis, există colegi de-ai mei muzeograf care pot să spună o poveste ca lumea, adică da? Adică poate să vorbească despre ochelarii ăștia, știi? Exact, exact. 50 minute. Da, asta contează și la... Sigur. Și la, pentru că un copil de 14 ani se duce a doua zi la școală, a doua zi sau în... Da, a doua zi, că tu vizitezi sâmbătă sau duminică. Uh-huh. Și la luni se duce și dintr-un poet total neinteresant pentru copiii ăia, da, du-te cu arghezii al tău și așa mai departe, poate deveni. Du-te mă să vezi că e mormântul lui Zdreanță, du-te sigur, să-i vezi... Sigur, dar e tipografia unde s-a tipărit biletele de papagal. Despre ce vorbim? Da. Deci, ușor, ușor, știi? Acolo eu am fost atât de fericită să descoper mașinile de linotip, da? Da, da. Îți dai seama că noi am lucrat, am noi știm cum e. Am fost la Muzeul Simțurilor și i-a zis lui fiul meu, ia dezbracă-te și rămâi în tricou. Muzeograf. Și zice, ce să fac? Muzeograf. Dezbracă-te și rămâi în tricou. Unde ești? Zice la mine asta. Haide mă, dă jos ăla. Și a dat jos geaca și hanoracul și a rămas în tricou. Și eu tăceam din gură. Chiar nu știam ce vrea să... Și a zis, acum întinde-te pe patul ăsta de cuie să vezi cum presiunea așa se împarte egal. Cum să mă întind, zice pe asta, erau niște... Întinde-te și o să vezi, o să simți că nu... Da? Extraordinar. Și l-a pus acolo, a apăsat pe buton, s-au ridicat cuielele și a zis, cum e? Tu știi că stai acum pe 500 de cuie? Mă speria să-i și eu, băi nene, las-o ușor că poate nu-ți merge mașinăria asta și da? Dacă ai idee. Da. Copilul gata, n-a respirat. Până acasă nu l-am auzit respirând. Mă uitam spre el să văd dacă mai, da? Plus alte chestii din astea. Hai să ne treacă electricitatea prin păr, să vezi cum ni se zburlește părul. Ia atinge col. Da, băi nene, stai ușor că poate ai mai mult. Contează enorm. Absolut. Contează enorm și atunci copilul bine, în general, dacă lucrezi la un muzeu, n-ai cum să n-ai microbul în sânge. Da, că nu cred că te-ai angajat acolo doar ca să iei un salariu. În niciun caz, îți dai seama. Adică în momentul în care ai așa ceva în fața ochilor, e greu să treci. E greu și să nu afli de la toate evenimentele. Da, pentru că cineva l-a cunoscut, cineva a vorbit cu el, sigur, cineva i-a fost fiul, rudă, normal. Nepot, nepoată. Sunt întâlniri care rămân, realmente. La un moment dat cineva îmi spunea, măi, ce nici nu mai intru la tine acolo pe pagina de Facebook, ești gruparul Facebook-ului, tu ai poze cu toată lumea. A fost ziua lui Brâncuș și un prieten care a făcut mișto de mine și mi-a spus, zice, n-ai poză cu Brâncuș că a fost ziua lui. Da, ca Dan Negru. Dan Negru i-a prins pe toți. Ne. Dan Negru are o poveste cu toți, știi? Eram pe holurile TVR sigur. 2001 când a apărut Valeriu Lazarov și am început, eram pe cu tare. Cu... Măi, da, uite. Tu ești norocoasă rău de tot, ca rău, să zic așa. Da. Pentru că poți cunoaște și nu cunoaște, sta lângă niște oameni absolut. Care au viețuit în aceeași casă cu un Lovinescu, care au viețuit cu Vasile Voiculescu, care au respirat sigur. Același aer și așa mai departe. Sigur. Chiar ești norocoasă. Vreau să-ți mai spun adică... că și astăzi, dacă îmi dai voie, am trăit un moment pe care n-am să-l uit niciodată, pentru că m-am dus la Biserica Albă, unde este depus domnul Șora și am asistat la un moment extraordinar, în sensul că în afară de mine și de doamna Mariana Mihuț, care stătea așa cumva pe un așezată într-o strană, nu era nimeni și am asistat la această pioasă reculegere, dacă vrei, în dreptul acestui om care a plecat la 106 ani până la urmă, tot 106 ani. Doamne, când scria colegii mei de liceu și ziceau trecut 90 de ani, scria ironic, adică nota dumneavoastră și spunea, m-am regăsit, doar doi colegi mai trei, care noi am terminat acum 85 de ani. Poftim? Adică noi ne gândim că am terminat acum 30 și exact. mi se pare vremuri imemoriale. Așa. Iartă-mă. Nu e nicio problemă. Și când am ieșit în drum spre tine, pe bulevard m-am întâlnit cu Victor de Benjuc, care venea în baston. Tot pentru a fi acolo lângă Șora. Da, și mi-a rămas această imagine de la spate privindu-l pe Victor Ebegiu cum se deplasează sprijinit în baston și mi-am amintit de momentul în care a oprit pur și simplu aplauzele și a rugat publicul prezent la spectacolul
Da. Regele Moare. Loreta a fost la Bobonete, la Bobo, la podcast, și îl întreabă, e adevărat că ce ați făcut cu primii bani pe care vi-au dat comuniștii, nu știu ce cu tare. Și a început să povestească ce au făcut după Can, după Ciulei și după Pădurea Spânzuraților, cum a ajuns la Paris, și a început să povestească de acolo. De asta e o poveste de acum 60 și ceva de ani. Am intrat în camera, nu închizi gura, am intrat în camera, era cameră mică cum era așa, și mi-aduc aminte că ținea minte cum arăta o cameră de la... îți spun cum se chema hotelul, dragul meu, Bobonete. M-am întors după aceea să-l mai caut și nu mai exista hotelul. Și deci ținea minte, lasă numele hotelului, ținea minte cum era camera și la mai... Povestem de acum 60-70 de ani, știi, noi nu mai ținem minte ce am făcut. Dar foarte, nu că lucid, adică nu spunea, era o cameră mică, doar așa ca să treacă timp. Mi-aduc aminte și zicea cum arăta camera. Vreau și... să-ți spun următorul lucru. Anul trecut am sărbătorit centenarul Marin Preda la noi în grădina Muzeului Național al Literaturii Române și bineînțeles că am considerat că este extraordinar dacă am putea să avem o vizionare a filmului Moromeții seara, da? Da. Și bineînțeles că am invitat majoritatea celor care au jucat în film și mai sunt printre noi, mai erau printre noi. Și bineînțeles că domnul Victor Ebengiu, că ne-a spus, nu vă promit, dar dacă pot vin. Dragul meu, a venit așa cum era, în baston, și a stat și ne-a povestit exact cum spui tu, și amintea perfect tot ce s-a întâmplat când a filmat Moromeții. Da? A fost și este regulea. Știu că l-am chemat și pe Mitică Popescu atunci, dar mi-a zis că nu poate să vină, și ultima dată când am vorbit cu Mitică Popescu a fost chiar de ziua lui, când l-am sunat și i-am spus la mulți ani și mi-a răspuns și a vorbit. Și era, să știi, era unul dintre vizitatorii fideli ai muzeului. Venea la nenumărate evenimente, participa la unele lansări de carte, la concerte, am făcut la un moment dat o evocare, Leopoldina Bălănuță, și a zis că el nu vrea să vorbească, și după aceea atât de bucuros a fost că se află acolo și oamenii vorbesc despre ea, încât pur și simplu s-a ridicat și a început să vorbească și el despre Leopoldina Bălănuță și mi-a povestit cum se pregătea pentru un recital Mihai Eminescu. Deci ea nu citea așa, stai, eu iau și eu acum foaia asta și citesc, nu. Se închidea în cămăruța ei și citea Eminescu până la prăsele, dacă pot să spun așa, da? Citea publicistica lui tot, ca să-l cunoască, să știe în clipa în care are recital. Intra în adevăratul sens al cuvântului, știi, adică era... Simțeai Eminescu, îl simțeai cum intră în tine. Pur și simplu, eu asta cred, că era acolo un schimb de energie cu totul special. Și a povestit asta, mi s-a părut extraordinar. Da, oamenii ăștia au poveștile lor și le țin minte și le împărtășesc. Întrebarea aia de un bătrân, știi, din Cismigiu. Mai vine, mămică, ceva din urmă? Ce vine din urmă? Că tu ești acolo, noi așa de afară trecem, vizităm, poate mai zicem peste 5 ani, poate peste 10. Te gândești la poeți, te gândești la scriitori, la asta? Da. Mai. Păi Eminescu nu-l mai iubim acolo, cu mici excepții, am înțeles-o. Nu ne mai place, e greu, e... Poate măi, nu ne mai dă la bac. Poate eu mă gândesc așa, nu ar, ca orice om care se pregătește de Paști. Hai să scoatem totul din debaraj și să facem lumină odată pentru totdeauna. Facem curat, scoatem totul la lumină. Cine îți facă curat? Nu știu. Păi... Să punem mână de la mână, să facem curat și să scoatem astea la lumină, nu? Nu se poate? Zici? Păi nu se poate, că tu n-ai muzeu de istorie națională. Da, și asta e adevărat. Da? Și la o googălire simplă, că am zis, hai mă să scriu un material, și am intrat Ungaria, Chișinău, 60.000 de artefacte, micuț, pentru Moldova, m-am dus încoace în Bulgaria, în engleză și în bulgărește. N-am înțeles bulgărește decât bună ziua și am dat în engleză și am văzut. Deci nu m-am dus, n-am exagerat să mă duc Franța, Spania și așa mai departe. Nu, am zis țărișoarele astea cu care noi ne comparăm tot timpul. Polonia, Ungaria, Bulgaria și atât. Și frații noștri de peste Prut, nici măcar toți au. Vii. Da. Vii cu site-uri, cu și așa mai departe, poți să intri cu holograme, cu nu știu ce faci, afli o istorie, da? La noi intri acolo, duci copilul, e foarte frumos, vede columna lui Traian, copie, vede un lapidariu așa și s-a terminat pentru el istoria și mai vede tezaurul. 2006, da? Oricum era o clădire veche, a clădirea poștelor ridicată la 1900, adică oricum nu prea mai aveai mari speranțe, da?
Ăsta-i poporul. Adică am fi putut găsi, bun, n-am putut atunci. Am înțeles, domne, nu mai putem să o mai consolidăm, cu tremure, Doamne ferește, nu mai garantează nimeni. Perfect. Ce facem de atunci? Că ne plângem de 17 ani, suntem în 2023. Da. Voi ați găsit muzeul mai micuț, da, mai și așa da, mai departe. Da, acolo da, e un colos. Da? N-ai un să le muz, n-ai. Ce facem? Ne vom plânge așa? Probabil că o să avem o discuție și în 2050, când o fim bătrâni în cârje. Știi, Loreta, că am vorbit noi că în 2006 nu. Ce facem? Bine, asta dacă nu ne trezim într-o situație de genul celei din Turcia în care o să cadă de la sine. Da. Înțelegi? Și atunci ei și-au mâna de... Dom'le, am zis că o să pice. Nu mai era... Da. Dar nici nu facem nimic. Adică, bănuiesc că dacă construiai, dacă vorba ta construiai, merge. Nu e cacofonie. Un etaj pe an, că am zis mult, un sfert de etaj, sunt 17 ani, adică ai o clădire cu 4 etaje sănătoasă și cărai toate astea rând pe rând. Da. Ne bucurăm că vin străinii, că mănâncă la carul cu bere în așa și că mai dă o tură prin centru istoric unde n-am mai nici în spate hotelul Concordia, unde s-a făcut unirea, închis tot, dărâmat, însă mai poate. Corect. Sunt lucruri construite la 1830, sunt 200 de ani de atunci. Dar și Mozart a trăit la 1700 în casele lor din Viena și uite că poți să te duci să vii. Da. N-avem, suntem noi prea mici. Oare? Da, ca să putem face ceva. Voi puteți face pe pătrățica voastră. Da. Uite, să chem copiii, să așa, să vii cu altfel de amănunte. Una dintre fotografii, vreau să spun că prezenta, apropo de centenarul lui Marin Preda, servieta diplomat pe care familia lui Marin Preda a donat-o Muzeului Național Literaturii Române. Aceasta este, să mulțumesc. Cu Marile Singurati. Da. Și acolo este manuscrisul lui, să vezi cât de atent scria, pentru că nu voia pur și simplu să lase loc liber pe pagină. Foarte rar găsești manuscrise în care există loc liber. Pe bune? Pe bune, uite, așa scria peste tot. Era foarte econom cu hârtia, ținea foarte mult la asta. Această servietă achiziționată de la Paris și tot atunci a achiziționat un stilou cu peniță de aur de care era foarte mândru. Și cu el scria. Da. Iar această servietă diplomat, ți-am zis, a fost dăruită de familia lui și suntem profund recunoscători și ce să spun, chiar mă bucur că am putut să ți-o arăt. Da, dar dacă ne aducem, adică dacă ne gândim cum arată casa memorială acum, Marin Preda. E de discutat. Casa memorială Vasile Alexandrii și dar să rămânem vorba ta numai la lucrurile astea pozitive și să faptul că avem că lucrurile astea. Pentru că vorbeai de holograme și de lucruri de genul acesta cu care să atragi vizitatorii și publicul tânăr în mod special. Avem la zona exilului, la etajul 1, sunt cele trei statui pe care Mircea Dumitrescu le-a sculptat cu Eliade, Ionesco și Cioran. Pe care le avem și în variantă de bronz în grădină și cu care toată lumea își face fotografii în clipa în care ajunge în grădina muzeului. Și în același timp există un aparat în care pe care poți să apeși pur și simplu ca o tabletă, dar e mult mai mare. Și sunt trei actori care interpretează pe Cioran, pe Eliade și pe Ionescu și ai întrebări jos și alegi una dintre întrebări, pur și simplu apeși și dai ce întrebare vrei tu și ți și se răspunde autom. Foarte tare. Am observat foarte mulți adolescenți care au fost fascinați de măcar de în chestia joacă. Asta. Da, știi, măcar în joacă. Ia mă să apăs. Sigur, ia să văd ce spunea. Da. La ce voia să spună cu chestia asta, știi? Mai și asta mi se pare extraordinar. Deci, iată, se pot găsi soluții. Știi? Deci, slavă Domnului, avem acum o expoziție cu manuscrisele lui Mircea Eliade și în același timp cu București, adică o expoziție mică, tot Constantin Goace s-a ocupat de ea, cu, exact cum spuneai tu, apropo de Eminescu, cu drumul, un tur, exact, nu un tur al Bucureștiului, ghidat, Eliade, absolut, da, deci dacă vrei să vii, te aștept cu mare drag și să vezi totuși cum scria și Mircea Eliade și să vezi ce manuscrise extraordinare există. E o expoziție pe care n-ai voie să o ratezi, pentru că nu știu cum te mai întâlnești cu ea, știi? Corect. Da.
Și, na, uite, se găsesc soluții pentru, pentru toate. Loreta, știi că au trecut 2 ore? Nu pot să cred, am vorbit 2 ore. Da, 2 ore. Să rămână noi, îți mulțumim. Ce să urăm? Ce se urează? Să aveți cât mai mulți vizitatori, nu? Cât mai mulți vizitatori, de ce nu până la urmă? Că asta ne interesează. Faptul că vin din toate categoriile de vârstă mi se pare extraordinar. Hai să le mai zicem oamenilor. Deci vis-a-vis de faimosul Hotel București, vis-a-vis de Radisson sau ce e acum? Da, da. Da? E biserica, ca oameni, albă, e biserica albă și în spate fix nu se poate intra de aici din, cu mașina din, din Victoria, nu, de trebuie pe calea să intri Victoria. Din, dinspre bulevard, pe lângă fostul magazin Eva, ca să zic așa, da, pe George Enescu, da. Pe și George imediat Enescu, corect, se face o strânguță. E o Regina Maria. Sigur. Și se merge înainte. Da, da. Și se poate parca pe acolo. Că bucureșteanul umblă numai cu mașina, adică pe jos vine mai sau rar. Sau poți folosi parcarea din fața Ateneului, că nu e nicio problemă. Corect, și de acolo pe jos. Sigur. E o clădire senzațională. Da. Leon Mavrocordat, dacă nu mă înșel, nu este unul dintre cei care a semnat la actul de deces al regelui Carol? Carol I, adică a fost unul dintre cei care a... Nu sunt istoric de meserie, nu, deci n-am nu. De unde să știu. Tu văd că ai mai multe date nu, decât nu, nu, mine, nu, dar, parcă dar știu că unul... și-a ridicat această casă special să fie aproape de Palatul Regal. Asta pot să spun cu siguranță. Păi el a fost șeful casei regale. Normal, normal. Dar, ce oameni, da. Da, da, deci, ai el de aia ca să fie la să o astfel de aproape, de băț? Sigur că da. Dă-i seama cum arăta București în perioada aceea. Rarefiat și poc trecea imediat. Și nu numai atât, dar nu se spunea degeaba oraș al poeziei, pentru că să nu uităm când înfloreau teii, Bucureștiul mirosea într-un anumit fel. Acum, din păcate, mă uit cum se taie copacii la greu. Eu nu pot să înțeleg această idee de a... Pe de altă parte și primăria vine și spune vrei să scadă în cap sau pe mașină? Că sunt și am, total de știi, acord. Și am mâna de pe... Domnule, nu mai lăsa să-l tai. Uite, a căzut. Sunt de acord, dar acum... nu pot să respir asfalt. Până la urmă da, tot trebuie să... Da, sau pune să... ceva în loc. Dar voi sunteți acolo, nu e casa lui Zoe Ceaușescu? La sediu Uniteru, nu? Da. Aproape, da, da, vecini. Da, da. Au stat împreună. Și Nicu Ceaușescu și Zoe acolo. Și Zoe acolo. Mm-hmm, da. El stătea la parter, ea la etaj. Aia cu 3 scăriți așa la intrare. Da. Și acum e restaurant la parter și Uniteru e la etaj. Da. Da. Ce vrei? E economia de piață. Da. Așa este. Bun, veștile importante sunt că deși ați trecut printr-o perioadă grea, 3 ani de zile, da, nu este puțin, și cu ținute prin niște subsoluri insalubre și foarte, așa mai departe. Foarte, foarte complicat. Să nu uităm că și înainte de asta a plouat prin acoperiș și... Acolo, da? Da, sigur că da. Știi că asta ar fi trebuit să ai un dezmondământ tragic. Dom'le, s-a mai închis un muzeu, dar uite că nu. Acum afară nu mi-am luat perie. De aceea ți-am și știi? Spus că de mult a contat de, faptul că... au ajuns că acolo, la revedere. Că a existat un om care s-a gândit că trebuie să... Nu poți să ocupești de Muzeul Național de Istorie? Nu știu, o delegare, o să supun atenție domnului director. Domnule, v-a întrebat Cătălin Oprișan, așa, ca unul de pe stradă, domnule, n-atea o detașare de 5 ani. Bine, bănesc că și acolo există, dar întrebarea va fi unde vrei să-l relocăm. Da, nu știu ce să spun. Oricum, dumnealui are o forță extraordinară și îți spun, este unul dintre oamenii la care dacă te duci cu o problemă, primești 5 soluții. Îl respect și îl prețuiesc foarte tare și am învățat multe, să știi, datorită dumnealui. Realmente. Deci, în afară de mulți vizitatori, trebuie să ne unul altuia așa să ne rugăm să auzim că se deschid muzee, nu se închid. Nu contează natura, nu numai în București. Nu mai în București, știi? Dom'le, s-a mai deschis un muzeu. Da, de ce nu un muzeu al figurilor de ceară și la noi, până la urmă? Da. Ce zici? În afară de cel din plața, e trist ce spun în fiecare zi, cred că scriu asta pe Facebook, militarii unde stau eu și tot sectorul 6 nu are niciun muzeu. Nu are niciun muzeu. Nu a avut niciodată și nici nu va avea. Dacă îl asimilăm Cotroceniu ca fiind din sectorul 6, mergem la Muzeul Național Cotroceni. Câți din sectorul bun? Și mai este Muzeul Simțului, unde ne vedem grași și slabi într-o oglindă. E foarte bine că există pentru copii, dar el nu poate fi asimilat cu toată bunăvoința din lume, că un muzeu, sensul din dicționar. Da, acolo mergem, ne punem într-un colț, părem mai mititei și în colțul altul mai înăltuț. Eu cu burtică arăt de 60 de kilograme. Dar e foarte ok. Apropo de dar chestia asta, muzeu, să știi că nu ai același sentiment, pentru că atunci când intri, când pătrunzi în lumea unui poet, uite cum a fost Ion Minulescu, da? Intri și vizitezi casa lui memorială. Pur și simplu, nu te... tot așa, ți-e frică, ți-e, măi, știi, ți-e jenă e să... E opere de artă, pentru că era un pasionat, iubea foarte mult arta. Pătrunzi în cămăruța lui în care scria și în care ai acolo toate cărțile cărora le-a schimbat coperta, da? Pentru că erau în piele și nu știu ce s-au deteriorat și a trebuit să le refacă dintr-o dacă pânză. Dacă ți închide ușa acolo, se face liniște... E...
Minunat. Nu vreau să terminăm așa în butoiul cu melancolie. Am fost acum o lună de zile la Bran. Așa. Și în partea dreaptă vizitați Muzeul Național Bran. Zic că aici, oricât de bătrân aș fi, mi-aduc aminte că am mâncat, era un restaurant, o cârciumă. A fost retrocedat Muzeul Bran. Acum el aparține cea mai mare parte unei firme de avocatură. Nu e treaba noastră, nici nu știu cum se cheamă așa. Și toate lucrurile de acolo date deoparte. Și atunci cei de acolo, lucruri însemnând Regina Maria, adică nu lucruri. Tu te referi la Castelul Bran? La Castelul Bran, da, totul dat afară. Tot. Și acolo au găsit fostul restaurant pe care l-au închiriat. Muzeul Național Bran viețuiește în acest moment într-un fost restaurant. Nu cum auzi, asta. Da. Pare greu de crezut, da? Și ne-am dus să vizităm. Acolo sunt camerele luate cu totul din Muzeul Bran, deci nu reconstituite așa. De noi doi. Nu, luate cu totul și mutate în acest restaurant care era găzduit de o vilă cu etaj și acolo Muzeul Național Bran. Și a zis, dom'le, noi nu avem cum să le expunem pe toate, schimbăm și noi odată la jumătate de an, un an. Este incredibil ce îmi spui, de sunt fără cuvinte. Da, nu vreau să terminăm, dar e la prima mână, adică gândește-ți ce ar fi făcut unii cu... și spune, uitați, asta este patul Reginei Maria, uitați că era mititică, cum erau oamenii de atunci, știi, adică nu erau... Și așa mai uitați baldachinul, uitați aici, așa mai departe. Și are poza pe perete de atunci, de la 1900, așa, și uitați-o aici, zice. Da, deci... Da? Într-un restaurant, bine, și restaurantul ăla a fost într-o vilă, dar... plătesc spațiu. E cu pe jos, cu că n-am apucat să o scoată pe jos, e cu gresia de trafic greu, știi, de oamenii și-o puseze la restaurant acum 20 de ani. Deci tu, ca să te duci să vezi dormitorul Reginei Maria de la Castelul Bran, calci pe gresie. Oamenii n-au nicio vină, din contră, mii de mulțumiri celor care au... Dar ca idee, știi? Da. Și da, fiți oameni, vine gresia asta așa pe jos, că nu-i din filmul ăsta. Și îți ridică mocheta sau covorul și zice, uitați cum e gresia pe dedesubt, a trebuit să o acoperim un pic, că nu-i din filmul ăla, știi? Și exact cum spui tu, într-un colțișor, într-un din asta, sunt cărțile Reginei Maria cu autograf, în engleză, în... Să nu uităm că ea a scris, da? Da. Da? Deci ea a scris povești, ea a scris poezie, ea a scris, bineînțeles, jurnalul care este atât de cunoscut. Da, și le citea răniților. Da, și eu, de exemplu, am citit povestea cu Insula Șerpilor, care mi s-a părut absolut fascinantă. Dacă o găsești, citește-o, pentru că e minunată. Și ca să nu terminăm așa în termenii ăștia de care ai spus tu. Hai să terminăm sus, cum se zice. La Muzeul Național Cotroceni poți să mergi în dormitorul Reginei Maria, care arată într-un anumit mod. Și eu am lucrat o perioadă acolo și pot să spun că în fiecare zi... Aseară la Memorialul Durerii l-am văzut pe domnul arhitect, îmi scapă numele, care s-a ocupat de refacerea Muzeului Național Cotroceni. Da. Și a zis că Ceaușescu a venit, a zis, eu am avut noroc, că Ceaușescu a venit doar o dată la început și o dată la sfârșit. Nu m-a bătut la cap. Chiar și noroc. A zis, în timp ce mergea pe culoarul de legătură dintre clădirea veche și clădirea nouă, s-a oprit și a zis, gata, până aici mi-a fost povestea domnul arhitect. Mm-hmm. Iarăși, cer scuze că i-am scăpat numele. Și Ceaușescu s-a uitat și așa a zis, gata, înghețasem, că mamă, găsește ceva, și a făcut așa. Băi, la Casa Poporului să iasă mai frumos ca aici. Hai să mergem. Incredibil. Atât. A zis, eu eram sugrumat, că dacă s-a oprit, hop, s-a oprit toți în spate, a zis, mamă, acum începe, băi, câți bani ai băgat tu aici sau de ce ai făcut așa? Și a zis, ți-a ieșit frumos, băi, ți-a ieșit frumos, bă. La Casa Poporului, cum i-o fi spus, Casa Poporului, cred, da? Să iasă mai frumos ca aici, haide să mergem. Știi că acolo a fost Palatul Copiilor? Da. Și acolo am învățat să not. Pe bune? Pe bune. Da. Și după am fost la biserica din spate, aia închisă, pentru că da. Am dângănit odată de într-un... Am lucrat acolo o perioadă și la finalul programului în fiecare zi mă duceam în dormitorul Reginei Maria de drag. Nu, acum nici de glumă nu e bună. Noi n-am avut niciun muzeu în afară de cel al simțurilor, îl asimilăm, știi? Lasă-mă că asimilăm Muzeul Național Cotroceni, că e în sectorul 6. Da, am înțeles. El e la bogați acolo, la sectorul 1. Fără ca să rămână, mii de mulțumiri încă o dată. Cu o lungim, probabil ne putem să o ținem până la... Da, știu. Mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim. Puneți mâna și vizitați Muzeul Național. Vizitați toate muzeele, dar pentru că este Loreta Popa aici, PR-ul Muzeului Național a Literaturii Române, duceți-vă acolo. Deci avem două sedii, unul în Calea Griviței. 64. Îl găsiți, intrați pe muzeu. Mai aveți aia, că eu eram stupifiat, vorba celor de la Divertis, dar în sensul bun. Cu manuscrisele, să pot să mă uit pe ele pe site?
Da, sunt. Gata. Sigur. Că mă uitam, ia să văd ce aveți cu tare. Și hop, sigur, se deschideau. Da, sigur. Scanate și puse scanate acolo. Scanate și puse. Ideal este să vă duceți să vizitați Muzeul Național al Literaturii Române și din spatele Bisericii Albe și de pe Calea Griviței, dar dacă nu aveți vreme, intrați măcar acolo pentru că vedeți pe site, pentru că vedeți lucruri senzaționale. Vi se explică exact cum ajunge și acolo. Și acolo e cu Google Maps. Absolut. Nu mai puteți spuneți că nu ați putut fi acolo. Sau intrați pe site, e cel mai simplu și descoperiți totul. Site-ul nu miroase, eu așa zic. Site-ul nu miroase a vechi. Știi, să simți. Corect, corect. Știi, site-ul e bun. Nu, ca să descoperi unde e, să vezi sau ce evenimente sunt. Duceți-vă la Mărțișor, duceți-vă la Minulescu, duceți-vă la toate Rebrean. Casele memoriale, la Rebrean. Uite, asta nici nu știu, cu Fanii, cu... Da, 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 da. Deci cele două, sunt două apartamente, pentru că Minulescu a locuit lângă Rebreanu, da? Sunt două apartamente. Ce discuții ori fi avut ei? Eu și... știu, îți dai seama, ne punem mereu întrebarea asta. El e împușcat pe 23 august 44, nu Rebreanu. Și nu se știe dacă nu cumva e... L-am ucis noi cu mâna noastră, da. Da, e o poveste lungă că și nu acolo. Știa o parolă. E o poveste. Gata, terminăm sus. Vizitați-mă. Noi terminăm de fiecare dată, spunem așa, mulțumim și terminăm de fiecare dată cu cea mai irosită dintre toate zilele noastre, este cea în care n-am râs. Dar acum, pentru că Loreta Popa este cu noi, cea mai irosită dintre toate zilele noastre, hai să zicem săptămână, e cea în care n-am vizitat un muzeu. Așa. Da? Să rămână mii de mulțumiri. Drag, mulțumim și vouă, dragi prieteni, toate cele bune, numai bine, la revedere.